Bine v-am găsit la reuniunea de pe luna octombrie a Consiliului Civic Local. De data aceasta avem și o temă de importanță majoră. Bine, această temă a fost tot timpul importantă, dar a ajuns mai recent din nou în atenția publicului datorită evenimentelor de la 2 mai. Și poate ar fi bine să nu ajungem o să vedem cum nu ajungem vreodată să avem așa ceva și în Cluj. Dacă sunteți cu toții de acord, aș dori ca la început să nu facem ordinea cu punctul 1, ci să trecem la punctul 4, o dezbatere despre tema consumului de droguri din Cluj-Napoca. Dintre invitați, deocamdată a sosit domnul Sebastian Marcu, de la Centrul de Prevenție Antidrog. Aș vrea să spuneți câteva cuvinte, să vă prezentați, să intrăm în tema, poate ajungă între timp și domnul Neșniță, domnul Daniețu. Bună seara, numele meu este Sebastian Marcu, sunt șeful Centrului Regional de Prevenire și Consiliere Antidrog Cluj. Centrul este structură teritorială a Agenției Naționale Antidrog și desfășoară activitatea pe două mari linii, prevenirea consumului de droguri și asistența consumatorilor și aparținătorilor acestora. Pe partea de prevenire avem proiecte de prevenire la școală, familie și comunitate, adresate atât elevilor, profesorilor, cât și părinților. Sunt proiecte de informare punctuală, proiecte de formare de abilități și proiecte de intervenție timpurie pentru cazul în care a fost deja consum de droguri. Iar pe partea de asistență este, găsește și din nume, asistența consumatorilor, care poate să îndrepte către noi din propria inițiativă, prin instanțele de judecată sau de urgență. Asta este activitatea pe larg. În ultima vreme, ca să luăm puțin invers cronologic, să ne raportăm la evenimentele care au adus această tematică mai nouă în atenție opiniei publice, după declanșarea scandalului cu 2 mai. Au avut loc schimbări de atitudine ale autorităților? S-au înmulțit evenimentele? S-a pus mai multă presiune? Noi lucrăm în colaborare cu autoritățile locale și cu ONG-uri de când inițiat agenția, din anul 2003. Nu am avut probleme niciodată în colaborarea aceasta. Tot timpul am avut deschidere atât de la primărie, Consiliul Local, Consiliul Județean, ISJ, pentru toate instituțiile care au să puse atribuții pe această parte, nu au probleme. Deci, programele noastre nu s-au înmulțit acum datorită evenimentului. Noi desfășurăm programe de prevenire, v-am spus, pe cele trei paliere, începând, am avut programe începând și de la grădiniță, am este formare de abilități sociale, formare de factori de protecție pentru copii, să dezvolte mai ușor cunoaștere de sine, să se integreze mai ușor în societate, nu neapărat direct programe de prevenire a consumului. În funcție de nivelul de vârstă, ne adaptăm programele să putem să acoperim cât mai bine. Sunt în aceste programe de la un anumit punct sau în funcție de situație și psihologi implicați? Poate prin consiliere de grup? Consiliere de grup, din păcate, încă ne luptăm cu frica de stigmatizare în rândul consumatorilor. Și mulți refuză să facă consiliere de grup, preferă să fie față-față cu terapeutul. Am avut cazuri, de exemplu, în pandemie, când le ofeream posibilitatea să fie consiliere online, să fie și mai ușor pentru ei, vreau să fie direct în față-față și veneau la... Veneau la noi la centru, pentru că simțeau mai siguranță și considerau că e mult mai eficient lucrul acesta. Foarte greu. Lucrăm pe grup, dar grupul beneficiarul cu aparținătorii, cu familie. Facem consilier de grup lucrul acesta. Și există ceva statistici, măcar grosiere, până în ziua de astăzi, în funcție de anumiți factori sau indicatori sociali, de exemplu pe criteriu de vârstă sau pe criterii de sex, că este
o pondere mai mare în cadrul unei anumite secte, da, sau la anumită grupă de vârstă? Sunt statistici. Vă pot da, să vă spun, de exemplu, la nivelul județului Cluj, cel mai consumat drog este cannabis, urmat de etnobotanice, de multe generice etnobotanice, se numesc noi substanțe cu tiroxine active, și urmate de amfetamine. Ca și medie de vârstă este 15-30 de ani. Sunt și cazuri sub această vârstă, dar asta e media cel mai mult consumator. Ca și profil, bărbat, mediu urban, cu studii medii sau superioare. Problema e că statisticile sunt niște cifre seci. Pe noi ne interesează foarte mult vârsta de la care începe, care este debutul în consum, ce se consumă, cauzele care duc la consum, mediul în care se consumă, ca să știm cum să ne adaptăm programele în funcție de situație. Că putem ști că sunt 1000 de beneficiari, dar nu știm alte lucruri și atunci și poate să fie un singur beneficiar într-un singur consumator într-o zonă și să fie un consumator dominant, trebuie să convingă în timp mai mulți consumatori. Cauzele care duc la consum sunt cele mai importante și faptul că a scăzut vârsta de consum. Asta de cât timp a început să scadă vârsta de consum? E un fenomen recent, poate în legătură cu pandemia? Sau... Să zicem, o poartă de deschidere a fost... Și pandemia a contribuit, dar primul pas a fost cu apariția etnobotanicilor. În perioada 2007-2009, când au apărut și magazinele de vise, au fost și pe online foarte mult. Și atunci au atras cu ideea asta, înseamnă că sunt legale, înseamnă că pot să fie, le vindeau și ca și naturale, le vindeau și ca fără efecte, ca și drogurile ilegale, când au apărut, așa erau promovate foarte multă vreme. S-au luat niște pași, începând de atunci a apărut și o lege pentru aceste substanțe, a fost Consiliul Local și pe aceea Consiliul Județean au luat măsură ca magazinele de vise să nu mai fie la o apropiere de 2000 de metri de orice școală sau lucrări de cult care acoperă orașul. Programele noastre au fost adaptate și pentru aceste noi substanțe, dar a fost un prim pas care a atras timp. Practic, asta înseamnă că de acum trebuie mers în licee, poate chiar în școli. Deci dacă categoria este de la 15 la 30 de ani, la 15 ani abia au trecut de clasa 8-a. Clasa 8-a, 9-a, 10-a, cam acolo. Noi v-am spus, avem proiecte, avem planificări făcute până la mijlocul lunii ianuarie, doar pentru școală. Lăsăm la o parte activitățile familie sau comunitate sau alte activități. Cerea este mare, avem un proiect cu CJRAE, cu psihologii școlari. Sperăm că din 15 noiembrie vor intra și ei și vor derula activități în școală. De asemenea, vom avea un proiect cu, dacă știți, proiectul Baroului Cluj, avocat în școală, ta. Și ei vor face activități pe partea asta. Colegii de la Biroul de Prevenire al IPJ-ului, de la Siguranță Școlară, de la IPJ și de social activitatea asta, psihologii de la Jandarmerie. Sunt ONG-uri care desfășoară activități pe această parte și încercăm să acoperim cât mai mult din județ, în special pe vârstele critice, adică la clasa 7, acum la clasa 10. Aș avea și eu două, trei întrebări, dacă puteți să răspundeți. Dascălii, mulți dintre ei spun că, pe de o parte, nu cunosc lecția pe care ar trebui să o aplice în relația cu elevii. Am auzit declarații și publice chiar și în cursul săptămânii acestea dascăl, care aflând că ar putea urma o formă de curs de pregătire pentru această activitate prevențională, se bucură că În fiecare an, înainte ce a fost școală sau la începutul anului școlar și pe parcursul lui, dar cel mai bine la începutul anului școlar, avem întâlniri cu consilieri educativi, consilieri școlari, cu directori de școli, cu cadrizări, care acum am avut în septembrie, în prima săptămână de școală, o serie de sesiuni de instituire cu 209 cadri didactice. Anul trecut au fost 130 de cadre didactice formate pe un proiect mai amplu, care este împreună cu Asociația Lions și cu Inspectoratul Școlar,
au fost formați și ei pot să ducă proiectul mai departe, să îl implementeze școală. Este un proiect de formare de abilități pentru adolescenți. Deci e o activitate care probabil acum va lua o mai mare amploare în faza pregătitoare. Oferim servicii de programe de sesiuni de instruire pentru profesori. Da, aveți forța cu cine să distribuiți această pregătire. Că, pe de altă parte, tot presa scrie că sunteți foarte puțini și că suplimentarea care a făcut-o guvernul este mai degrabă așa, de formă. Acum, probleme cu personalul sunt peste tot. Nu suntem o excepție. De aia am spus că încercăm să aducem lângă noi, să colaborăm cu toate instituțiile și ONG-urile care au să putea avea virtuții în domeniu, încât să putem transmite mesajul pe scară cât mai largă. Singur nu putem să facem. De asta este peste tot. Singur nu am avea cum să facem. De aia încercăm să aducem lângă noi mai mulți oameni și v-am spus acum cu consilierul școlar, cu Barou Cluj, cu inspectoratul, încercăm să avem probleme, nu știu, de viață PC-ul, cu partea lor de psihologi. Noi vă putem, ca societate civilă, vorbind de Consiliul Civic, care oarecum e o structură cu vreo 60 de ONG-uri aderente la începutul ei, nu și prezente astăzi, ca să fim deschiși, dar cam în ce mod vedeți că orice contribui? Fiecare ONG depinde pe ce linie au. Îi prindem pe consumatori, în fapt, sau și să vă chemăm pe noastră? Noi nu facem dosare penale. Noi nu suntem organ judiciar. Noi nu arestăm, nu băgăm la închisoare. Noi suntem partea de prevenire și partea de asistență. Pe partea de combatere, e predicot, e sigur de combatere până pe terminalitate. Noi nu ne ocupăm de partea de... Noi suntem structura din Ministerul Afacerilor Interne care ocupă de partea de prevenire și de ajutarea populației, nu sunt parte de combatere. Înțeleg. Ne luați în sprijin, în vreo formă, repropuneți ceva? Noi suntem deschis și aveți datele noastre de contact, orice idee, orice, ca putem să discutăm, să vedem ce ne facem. Pe comunicatul de presă și pe invitațiile pe care le trimitem și care cred că ați văzut, ați primit-o și dumneavoastră, apar adresele noastre de mail, deci ca atare sunt destul de publice adresele noastre, în măsura în care... Eu mi-am încă 3 județe. Centrul regional, cum sunt eu, se ocupă de răspunde 4 județe. Plus Maramureș, Bistea, Sălaj. M-ar ajuta și ne-ar ajuta foarte mult dacă... Ați venit către noi și să ne stăm să punem pe prietă să vedem datele. Mai am o întrebare pentru Cluj cu referire. Avem niște festivaluri care le socotim de notorietate sau autoritățile noastre le încurajează și le socotesc de mare notorietate și aducătoare de mari venituri. Sigur, e greu să măsurăm veniturile, dar acolo, cel puțin din declarația celor care au fost pe stadion și redau o declarație din urmă cu 4 zile. Am fost acolo, am intrat pe stadion, erau și polițiști în uniformă, erau și jandarmi, erau și acoperiți, erau de toate felurile ca și supraveghetori. Dar schimbul de marfă de ingurgitat de la unul la altul era la vedere. Și am fost surprins să aud așa ceva în care declarativ noi nu întreținem aceste festivaluri pentru droguri. Dar percepția publică începe să fie că organizăm festivaluri, că e mai ușor de distribuit și de consumat acolo. Dar nu se pune problema depusă de vedere să facem festivalul ca să fie mai ușor pentru consumatori și traficanți. Nu este o problemă a Clujului și nu este o problemă a României că se consumă la festival. Nu numai noi ne luptăm cu această problemă. Este o problemă mondială. Sunt marea majoritate care merg la festival nu se duc când să consume și nu se duc consume. Îs o parte care merg, da, și consumă. Noi încercăm atât pe partea noastră de prevenire, cât și colegii care sunt pe partea de combatere, asigurăm cele mai bune condiții și să asigurăm, noi pe partea de prevenire avem
și partea de informare a festivalelor cu riscurile la care se supun dacă consumă, ce se poate întâmpla pe termen scump, pe termen lung, cât avem și partea de consiliere de urgență. Avem, fiecare am avut la festival, psihologi și consilieri sociali care sunt acolo dacă sunt cazuri de persoane care au consumat sau cumva vor să consume și sunt în o recădere, pot să vină la noi să discutăm pe această parte. Din păcate, nu, fenomenul consumului și traficului e o chestie care nu poate fi stopată. E o utopie să credem că undeva se va termina cu aceste lucruri dintr-o soluție magică, pentru că profiturile sunt foarte mari și tot timpul va fi cineva care va încerca să facă bani și se ajunge libertatea pentru toate astea. Unul din colegii noștri, care de fapt și a avut inițiativa acestei dezbateri, afirma și am văzut în ziar că este așa, că acea companie care organizează Untold-ul, a concurat și organizează și sărbătorile Crăciunului, sărbătorile de iarnă în centrul Clujului. Și sigur că mergea de la o bănuială afirmativă, că din moment ce acolo se consumă, vom prelua și aici ștafeta. Aveți pregătit ceva special pentru acest eveniment? Untold-ul a organizat târgul de Crăciun de la București anul trecut. Nu a fost problema. Nu are legătură una cu alta. Deci, fiecare pe nișa ei. Târgul de Crăciun s-a putut destina mai ales pentru familie și pentru partea asta. Noi vom fi cu activitate în toată perioada sărbătorilor, și în școală, și în comunitate, și în familie. Încercăm să acoperim cât mai bine în tot județul. Domnul Gureanu, vă rog. Gureanu, mă numesc, că consider că subiectul de astăzi este atât de important încât ar fi trebuit să îl dezbatem în prezența tuturor cluburilor din Cluj, adică să invităm și pe ceilalți, având în vedere gravitatea și sfârșit importanța subiectului. Întrebarea este următoarea. Nu considerați că legislația românească este mult prea tolerantă și prea clementă? Nu mă refer la statele sud-est asiatice sau la Filipine, unde se ajunge pentru droguri până la pedeapsa capitală. Dar ar trebui făcut clar o distinție între consumatorul absolut nevinovat, elevul care primește de la colegul lui ceva interesant să vadă cum arată, la cel care distribuie și, mai rău, la cel care permite importul în țară a unei asemenea cantități. Este făcut o distinție pe fiecare categorie. Consumul de droguri nu se pedepsește român. Pedepsește deținerea în vederea consumului. Dar sunt articole diferite și este prevăzut pe fiecare. Domnul judecător poate spune mai exact partea asta. Dar este făcut o distinție foarte clară în legea 143 cu privire la partea de deținere vederea în consumului și partea de trafic de droguri. Nu considerați că este prea clementă legea noastră vis-a-vis de acest flagel general, anul acesta, comparativ cu alte state din lume? Depinde care state. Am citat statele din Asia de Sud-Est și Filipinele, unde se ajunge până la pedeapsa capitală. În România pedeapsa capitală nu. Am înțeles, știu treaba asta, dar nu considerați că tratăm cu mult prea multă? Avem una dintre cele mai restrictive și punitive legi din Europa, pe partea asta. Anul acesta au fost mărite limitele de pedeapsă pentru trafic. Partea de articolul 443 cu privire la consumatorii, a fost modificată. Da. S-au modificat doar pedepsele pentru trafic. Atât trafic droguri de risc, droguri de mare risc, trafic internațional, pentru punerea la dispoziție a unui local. Cât credeți că traficul ăsta este tolerat la granița pe care vestul Europei ne-o tot impune? Vedeți că pe la voi trec prea multe lucruri vătămătoare. Nu se ocupăm cu partea de
Am înțeles. Eu, din experiența dumneavoastră. Din experiența mea lucrez doar pe partea de prevenire, pe partea de asistență. Nu am acces la dosare penale, nu pot să văd la rețele. Mulțumesc. Mulțumesc. Să urăm bun venit și domnului Danileț. Bine ați venit. Am început și domnul Barna. Domnul Barna, binevenit în online. Bine v-am găsit. Domnul Danileț, am început chiar cu punctul legat de prevenția consumului de droguri în Cluj. Și pentru că ați sosit, aș dori să vă dau cuvântul, ați prins o parte din discuții. Bună seara tuturor! Consumul de droguri sau trafic și traficul de droguri în Cluj este mai mare pentru că și populația e mai numeroasă, și tinerii sunt mai mulți, și afacerile merg mai bine, banii sunt mai mulți. Dar să știți că se consumă și se trafică de ani de zile în toate orașele din România. Ziceam într-un interviu acum 4 ani și nu m-a crezut nimeni, acum reiterez, nu avem nicio școală și niciun liceu liber de droguri în România. Cine zice că nu are droguri în școala lui, și mâine mă voi duce la o astfel de școală dintr-o comună de lângă Cluj, minte. Și mint în primul rând directorii. Directorii sunt primii care mint în momentul când spun că nu au bullying sau nu au droguri în școlile lor. De fapt, ei nu vor să aibă probleme. Că chipurile ar fi problemă dacă ar denunța neregulile. În al doilea rând, nu are nicio legătură compania care organizează un anumit eveniment, că este o companie mare sau nu, că se face distracție vara sau târg de Crăciun iarna. Important este că oriunde, oricât de aspri am fi, întotdeauna vom avea consumatori și întotdeauna vom fi mai droguri. Va fi trafic. Există soluții diverse în străinătate. Se pare că soluția cea mai bună este legalizarea drogurilor ușoare, nici de cum interdicția totală a lor. E un lucru, e un concept cu care noi nu putem lucra. Nici dumneavoastră nu sunteți obișnuiți, nici eu care lucrez zilnic cu astfel de dosare, chiar acum am venit, de asta am și întârziat, că am avut de motivat un dosar în care am prelungit arestarea la cineva care a fost descoperit acasă, care are o cultură de cannabis în apropierea Clujului. Deci noi nu concepem faptul că am putea să legalizăm drogurile și în astfel să stârpim fenomenul, sau mă rog, să-l încetinim. E un alt concept cu care se lucrează. Dar vreau să vă spun un lucru. Cu cât mai restrictiv este statul în privința drogurilor, inclusiv a celor ușoare, cu atât mai mult crește traficul, pentru că traficanții găsesc o piață interzisă de unde au ei foarte mulți bani. Foarte mulți bani. Și atunci, dacă s-ar găsi o soluție de a reglementa legal, nu spun liberaliza, de a reglementa legal piața drogurilor ușoare, care să însemne așa, vânzare doar către adulți, doar cu buletinul, doar filmat, controlat calitatea substanței care se ingerează, taxabil, să fie taxat de către stat un astfel de venit, poate că s-ar putea oarecum diminua din această curiozitate. Dar dincolo de aspectele de viitor, probabil încă neverosimile în România, fenomenul cel mai acut cu care ne confruntăm în momentul de față este consumul la copii. Că să zicem că adultul, și credeți-mă că sunt adulți din toate mediile care consumă, din toate mediile. Inclusiv din mediul legal, vedeți, acum avem o colegă care este arestată pentru așa ceva. Dar revin. Problema cea mai acută este la minori. Pentru că pentru minori ar trebui să avem o grămadă de reglementări speciale. Și dacă să ne referim la Cluj, trimiteți dumneavoastră un copil de 13, 14, 15 ani la non-stop să cumpere țigări sau să cumpere alcool. Îi se vinde sau nu? Avem o lege foarte dură, modificată chiar anul trecut, în privința vânzării de tutun și vânzării de alcool. Încă nu vorbesc de droguri. Dacă raportăm, ar fi raportat un magazin unde se vinde alcool sau tutun copiilor, ar trebui magazinul suspendat pentru 30 de zile, iar la a doua greșeală închis cu totul. Câte magazine știm noi în Cluj că sunt închise? Câte cluburi sunt închise unde se vinde copiilor tutun și alcool? Mai nou se vând baloane cu vapori, stați cum îi spune, fanii, nu știu cum, au denumire pentru așa ceva. Și atunci cred că dacă ar fi să
știu să vorbim cu adevărat și la modul foarte practic de ce îi este de făcut, ar trebui să începem cu substanțele astea care au deja o reglementare și care nu se aplică. Ar trebui ca poliția locală, ca poliția națională, ca jandarmeria să meargă în magazinele, mă rog, alimentările, non-stop-urile, unde, benzinările, unde se vând asemenea substanțe. S-ar închide 2, 3, 4, 10, după care s-ar respecta regula. În al doilea rând, în școli și licee se intră cu arme albe, cu tutun, profesorul acum consumă cu elevii, doar traversează, se vedește, fac. Merg în fața școlii și cer un foc de la elev, sau elevul vine și cer un foc de la profesor. Deci cu tutun, cu alcool și mai nou cu droguri. O să vedeți că profesorii nu știu reglementările legale, nu știu că au posibilitatea să controleze corporal copiii și atunci aruncă totul pe poliție. Dar poliția nu are competențe pentru minori sub 14 ani. Nu se ocupă poliția. Ar trebui să se ocupe cei de la DGASPC și, desigur, directorul și profesorii. Așadar, profesorii nu au un minim de educație legală. Nu spun de educație antidrogă, astăzi suntem deja foarte avansați. De educație legală să știe în secunda 2 când vine un copil cu drog asupra lui sau consumator de droguri ce are de făcut. Sunt licee în Cluj unde salvarea merge de două ori pe săptămână pentru a ridica copiii în sevraj. Cum spunea colegul meu de la CPECA, noi nu sancționăm consumatorii. Dacă tu ai apucat să ingerezi substanța, ți s-a făcut rău, ești luat de către salvare și dus la spital, în urma analizelor se găsește că tu ai în corpul tău substanțe interzise, cum ar fi droguri etnobotanice și alte substanțe cu efect de acesta psihotropic, îi spunem noi, nu ți se deschide dosar penal. Dacă ți se găsește în buzunar, în geantă, în, știu, în mașină, în casă, droguri sau etnobotanice, atunci ai probleme. De fapt, la etnobotanice nu mai sunt probleme, doar la droguri. În schimb, dacă vinzi, sau dacă dăruiești, pur și simplu, e un joint, am tras un fum și dau și altuia, fum, asta este deja trafic. Ei, cunoștințele de acest gen, ele trebuie răspândite. Colegii de la ANA fac mult prea puțin pentru că nu au personalul suficient. Dar astfel de informații ar trebui să fie răspândite prin intermediul profesorilor și prin intermediul părinților, către copii, către ele. Poate nu-și dau seama, astăzi am fost într-o școală foarte bună, să nu-i dau numele acum aici, dar foarte bună. Unde copilul îmi spunea, cum adică eu dacă dau și altuia o pastiluță de alea de care am primit eu, sunt traficant? Zic, da, asta zice legea, că tu ești traficant, că ai dat pastiluță. Dar n-am luat bani, îmi spunea domnișoara, n-am luat bani. Zic, da, dar ei dat altuia, nu? Asta e trafic. Bun, pentru copiii sub 14 ani, noi nu avem într-adevăr dispoziții legale în penal. Asta înseamnă că ei ar trebui raportați la cei de la direcția copilului care se ia măsuri. Noi... În România copiii răspund doar de la 14 ani, deci de la 14 ani putem să facem dosar penal. Dar pentru consumatori, regula este la colegii procurori că nu fac dosare penale. Adică te-au prins cu un joint la Antol, poftim că tot ai spus numele aici, nu ești trimis în judecată, ești pus într-o bază de date, avem o evidență cu tine, însă vei fi convins să spui cine este dealerul. Pentru că noi de la consumatori ajungem la numele sau numărul de telefon al dealerului și în felul ăsta deschidem o investigație pentru a prinde toată rețeaua. Sigur, nu ne interesează neapărat dealerul dintr-o școală, dar ne interesează ăla de cartier, ăla din oraș, ăla din județ. Așadar, mergem spre dealer. Consumatorii, prin urmare, nu au dosare penale și vreau să infirm aici că noi am avea în penitenciare trimiși oameni condamnați pentru consum sau pentru deținere. Nu avem așa ceva. Cred că avem 5 într-un an de zile în toată România. Noi ne concentrăm pe traficanți. Problema rămâne însă că atât timp cât consumatorii au acces la pastile și Xanax-ul este arhicunoscut de adolescenți. Toți adolescenții care au probleme acasă, certau cu părinții sau cu un prof, consumă Xanax. Asta este substanță interzisă, ea este cu efect psihotropic. Așadar, atât timp cât copiii au acces la pastile necontrolat, cât pot să consume, să cumpere tutun în mod liber din magazine, cât poți să consume alcool sau să cumpere alcool din cluburi sau din alimentare, avem o mare problemă, ca să nu mai vorbesc de cea a drogurilor. Deci lupta asta anticonsum, alte substanțe interzise, trebuie duse pe felurite planuri și tot felul de instituții împânzite. Educația însă antidrog este esențială și ea trebuie să înceapă, dacă mă întrebați, când să înceapă, cât mai devreme. De la grădiniță, de la școală, școala generală,
cât mai devreme. Mulțumesc. Aș vrea să vă pun o întrebare, dacă se poate. Anca Ciubancan mă numesc. Domnul judecător, cum vedeți noastră? Bun, propunerea este foarte bună. Legal, din punct de vedere legal, cum putem implementa această propunere a dumneavoastră de a educa, inclusiv educatorul, profesorul? Eu aș începe chiar și cu portarul din școală, că și acela trebuie să fie educat într-un anumit spirit. Asta e cam un caz asta cu portarul. Îmi spune portarul într-o școală din Cluj. Știți, eu am spus doamnei director că intră niște indivizi și dau aici substanțe la copii. Și mi-a spus să tac din gură, dar ce vrea să-și pierdă, să-mi pierd locul de muncă? Deci directoarea spune portarului, care era de la o firmă de securitate de asta privată, dacă spune ceva, întrerupe contractul cu firma respectivă să nu se afle. Deci directorii au o frică de respectarea legislației. Când se încalcă legislația, în general în România, noi fugim de răspundere, ascundem, nu vrem să se afle. Și asta se întâmplă la nivelul ăsta al copiilor. Gândiți-vă că în România avem 4 milioane de copii. 4 milioane sunt un sfert din populația României, din care 1 milion sunt adolescenți, adică cei mai vulnerabili. Dar noi avem consum în Cluj, nu știu dacă Sebastian v-a spus, dar avem în Cluj la 10 sau la 12 ani deja. În jurul vârstei ăsta, de 12 ani, 13 ani cei mai mult. Media de debut este 13-14 ani, așa, dar sunt și cazuri sub această vârstă. Deci consumul începe foarte devreme la școala generală, nu la liceu. Iar la liceu avem ceva date statistice, cum că în clasa 9 se consumă mai mult decât între 12 și fetele consumă mai multe pastile și alcool decât băieții. În clasa 9 e cel mai provocator pentru că schimbă mediul și vor să pară mai cool, ei sunt cei mai mici boboci la liceu, vor să pară că aia dai 12 și atunci tentația de a consuma este foarte mare. Încerc să vă răspund, n-am un răspuns magic, să știți, dar educația trebuie făcută în permanență. Nu există așa, facem un proiect un an sau doi și am terminat, pentru că generațiile de copii vin din ce în ce mai multe. Trebuie educație în permanență, profesori și directori educație în primul rând și părinții. Adică eu aș vedea un fel de piramidă de asta, să fie niște traineri pentru profesori, directori și părinți și la rândul lor să instruiască pe alții. Ceva de genul. Domnul judecător, eu v-am întrebat cum putem implementa. Noi nu putem impune o regulă fără a avea o bază legală. Vă să sunteți judecător, da? Legale, da, ca să-ți poți, deci să-ți zici copilul? Legală să putem educa educatorul, da? Care înseamnă învățător, educator, profesor, da? Și școala, elevul. Avem. Legea învățământului este. Avem legi. Bun, este legea învățământului, dar cum? Cum o aplicăm să se întâmple ceea ce trebuie să se întâmple? Noi și partenerul care lucrăm, ONG-urile, Prevetisul Sfântul, programul Sfântul Dimitrie. Dar nu prin ONG-uri. De asta spun că și noi și colegii din ONG-uri, nu suntem singuri și noi nu lucrăm ca instituție, nu lucrăm de capul nostru singur. Lucrăm în parteneriat cu barou, cu ONG-uri, cu alte instituții. Dar pașii sunt foarte mici. Dumneavoastră aveți alte ținte. Aveți ținte mărețe. Țintele mărețe se fac cu niște planuri, cu niște legi foarte clare și bine implementate. Sunt, asta spun. Noi avem cursuri de formare destinate profesorilor, sesiuni de instruire destinate profesorilor. Le aveți în toate școlile? Da. Toate școlile? Asta înseamnă învățământul de masă. Trebuie să ajungă la învățământul de masă. Și încercăm să ajungem. Păi nu încercăm. Cum? Eu v-am întrebat. Cu oameni. Cu personal. Soluția nu este cu ONG-ul. Își pașii să foarte mici la problemele care sunt. Aș dori să-i trebui și urmă puțin. Sorin Platon, think tank, CRPS. Eu zic că situația nu poate fi abordată rigid, pentru că în Cluj, cel puțin, sau și în marele aglomerări urbane, deja a devenit consumul de droguri un obicei consumațional. Este cool să faci un lucru. Deja a ajuns consumul de droguri pe baza unei posibilități financiare crescute a arei urbane Cluj. Este cool să faci un lucru, inclusiv să te droghezi. Și atunci, probabil noi, societatea civilă ar trebui să concentreze pe o gândire, pe un brainstorming, să se creeze bazele unor politici publice în care să punem în balanță atât modul de a combate, dar mai ales modul de a preveni și prin educație, cum spunea și doamna.
Și atunci, probabil că e bine să-i prinzi pe dealer sau, mă rog, pe consumator, să-i cartezi, dar e mult mai bine să cunoaștem mecanismele care îi fac pe oameni, frustrările care îi fac pe oameni sau dorințele ascunse care îi fac pe oameni să ajungă să consume droguri, că e vorba că și adulți consumă droguri, cei de 30, 40, 50 de ani, care au un nivel de venituri destul de ridicat, pentru ei fiind un hobby. Și atunci să ne rezumăm doar la copii, când de fapt e un fenomen de masă sau începe să devină un fenomen de masă, eu zic că e insuficient. Deci concluzia la ce am vrut să spun eu acum este că e nevoie de startul unei gândiri colective, să creăm niște politici publice în care să prevedem de la A la Z tot ce se poate face în direcția asta. Nu ar trebui modificată legea învățământului, în care să se prevadă una, două, trei, nouă, zece, nu contează, ore pe săptămână în care să se implementeze, să zic, această lege. România are prea multe legi și proaste. Din moment ce avem ore de religie, scuzați-mă, avem ore de religie, educație fizică, trebuie să fie oră de educație. Haideți să mergem la statistică. 8% din studenții din România lucrează legal cu acte. În Olanda, 70%. Dacă facem o paralelă între educație, între numărul de copii buni care pleacă și situația din România, eu zic că trebuie să ne orientăm spre frustrări. De ce am ajuns aici? Eu fac parte din generația 80. Consumam mai mult alcool decât generația de azi. Ce trebuie să schimbăm? Ce șanse trebuie să dăm tinerilor? Eu sunt adeptul educației, în special prin biserică. Eu am făcut puțin educație cu copiii mei. I-am obligat în fiecare duminică 2 ore la biserică, înțelegeți? Dar marea noastră dramă, avem multe legi, se calcă unele peste altele, avem multe reglementări și avem puține speranțe. Ăsta e motivul pentru care 5 milioane de oameni au plecat dincolo. Cei mai buni. Trebuie să vedem la baza societății de ce de 30 de ani politicile astea n-au dat rezultate. Eu sunt adeptul legalizării, accizării, adică societatea să aducă bani și a unor sancțiuni nu extrem de severe, cât educaționale pentru cei care vin cu tot felul de droguri, tot felul de gunoaie. Dar fără să ne schimbăm educația și atitudinea cu viziunea din asta comunistoidă sau sovietică, vom plăti mai mult, mai scump și, părerea mea, fără rezultate. Deci, reglementări puține, respectate, educație și, părerea mea, cum a spus domnul judecător, haideți să vedem ce legalizăm. Mulțumesc! Dacă îmi dați voie să, fiindcă domnul Danil amintit acum și Olanda, România, acum 15-17 ani, anii 2008-2009, doamna Constantinescu, care lucra la Camera de Comerț, a făcut parte dintr-un grup internațional, cred că a fost singura româncă, care în Olanda timp de 2 ani s-a ocupat de problema asta. Ei aveau înaintea noastră, cred că la Rotterdam, aveau problema și au reușit un propoziție de 95% să-i aducă pe linia cea bună pe drogați. Erau adolescenți, foarte, să zic, înrăiți. Și eu propun să o găuțim pe doamna Denă, cred că domnul Pop o cunoaște, cred că Emma Constantinescu, la Camera de Comerț, și să-ți spună ea proiectul de 2 ani care l-au făcut un grup internațional. Au reușit în proporție de 95%. După aceea s-a implementat în mai multe orașe din Olanda. Cred că doamna Constantinescu, nu cunoaște nimeni dintre colegi pe doamna Constantinescu, da? Atunci eu zic că doamna Constantinescu ar putea fi un povestitor exact ce au făcut ei în grupul ăsta de dezintoxicare de droguri. Domnul Gureanu? Revin și consult pe domnul judecător asupra următorului aspect. Legislația unei țări trebuie făcută
în concordanță cu profilul general al cetățeanului țării respective. Adică sunt țări civilizate la care o intervenție verbală sau o sugestie dă rezultate, sunt țări sălbatice unde numai coerciția și categoric animus de pușcărie și pedeapsa cu moartea este valabilă. Întrebarea este dacă tot ce spuneți dumneavoastră v-am ascultat pe rând, tot sugerați să luăm niște măsuri elegante, frumoase, să mergem să stăm de vorbă cu directorii de școală, să stăm de vorbă cu părinții, să stăm de vorbă. În momentul în care într-o școală s-a prins, cum să vă spun, s-a depistat un trafic de drog bine documentat de către organele care anchetează, în momentul următor directorul școlii trebuie să zboare de acolo pentru că știa de situația respectivă și a tolerat-o. Deci ideea este ce alegem, domnul judecător? Ideea de așa de circumstanță și frumoasă, elegantă, de educație mare și așa mai departe, să culc această idee peste profilul concetățenilor noștri sau trebuie mai multă coerciție? Eu cred că și susțin treaba asta, că virgulă coerciția adusă așa cum trebuie și ținută în mână, dar de jos până sus, nu numai cel care vinde la poarta școlii, ci directorul școlii în curtea căruia s-a întâmplat așa ceva și a tolerat așa ceva. Mulțumesc mult! Înainte de a răspunde domnul judecător, adaug un pic în plus la întrebare ca să primesc și eu pe lângă un răspuns. Fac parte din generația aceea în care educația se făcea și cu vorba, uneori aspră, categorică, chiar și cu joarda, dacă era nevoie. Și lector, sunt pus în situația să răspund ce sentimente am despre acea perioadă, spun că a fost bine. Asistăm de vreo 30 de ani la un experiment pe care îl facem în România. Să lăsăm să ne educe copilul pe noi. Pe noi ca părinți, pe noi ca dascăli, pe noi ca societate. Dumneavoastră care judecați și aveți comparația judecății în timp, credeți că mergem pe drumul potrivit? Da, o să se bat în mine ce gândesc și ce spun. O să vă spun ceva ce o să vă șocheze. Domnilor, mă includ aici, suntem depășiți de vremuri. Îmi pare rău, alta este realitatea astăzi. Sunt 30 de ani și dumneavoastră nu v-ați adaptat încă la societatea modernă. Trăiți cu nostalgia vremurilor dinainte de 89. Da, și eu eram copil, o duceam bine cu oamenii, nu spun. Acum însă este altă realitate și timpul nu mai poate fi dat înapoi. Da, copiii au drepturi. Într-adevăr, astăzi dacă îți bați copilul sau ești profesor și îți bați elevul, ai încurcat-o. Da, faci închisoare. Am avut profesori pe care i-am condamnat pentru violența asupra copiilor. Dar și văd de asemenea că copiii au un fel de libertate care mă sperie uneori și aici nu o înțelegem noi, pentru că ea nu vine însoțită de responsabilitate. Pentru că cei vinovați astăzi, deci copiii pe care avem, sunt părinții și profesorii. Atât. Părinții și profesori. Părinții care sunt mult prea ocupați să se mai aibă grijă de copiilor și profesorii care nu mai sunt motivați. Ei nu înțeleg ce au de făcut la școală. Adică sunt profesori atât de slabi încât spun rolul meu la școală este doar să transmit cunoștințe. Îmi pare rău, stăm acasă, am Google, nu mai trebuie să-mi transmit tu cunoștințe. Tu ai de făcut educație, dar și părinții și profesorii trebuie să facă educație. Nu se mai vorbește de aceste roluri în societate. Mai mult sunt părinții frustrați, care au avut la rândul lor probleme în școală, care subminează școala și importanța școlii. Și dacă m-ați întrebat așa cumva, m-ați provocat cu care ar fi cauzele, vă spun, subminarea autorității în mod constant. Românul este cel care crede doar în Dumnezeu pe care nu-l vede și în armată pe care nu mai avem și nu crede nici în poliție, nici în profesor, nici în doctor, nici în judecător, nici în politicien. Românul nu mai crede nimic. Este cea, da, foarte bine, crede în biserică. 12 ani sau 13 ani de educație religioasă nu au făcut poporul ăsta mai bun.
Este incredibil să băgăm în fiecare săptămână, în fiecare copil din România, așa numită religie, când ar fi fost de fapt nevoie de educație religioasă, și să nu facem nici educație sexuală, nici educație juridică, nici educație antidrog, nici educație antitrafic de persoane. Și spunem că am băgat religii în ei. Bun, vă spun, societatea este mai bună, ne dăm 80% dintre noi credincioși. Suntem mai buni ca în urmă cu 10 ani, cu 20, cu 30 de ani? Eu vă spun că nu. Și vă spun că văd aici în Cluj câte cazuri de violență extremă, câte cazuri de abuzuri sexuale în propriile familii avem, suntem inundați. Este un fenomen de care nu se vorbește pentru că ne este rușine. Am două orașe aici în Cluj în care explodează efectiv abuzurile sexuale asupra copiilor în propriile familii. Copii care nu se protejează de nimic. Am copii care sunt cu părinții părăsiți, care se apucă de droguri. Părinții nu le spun că nu au cine să le spună, profesorii nu știu de fapt care e diferența între droguri, farmaciștii le vând pastile la liber, alcool poți să-l cumpere. Am avut într-o comună, m-am dus și mi-a spus un copil, păi bine, dacă nu-mi dă vânzătoarea la magazin, îi spun la șeful de post să-mi cumpere. La șeful de post, adică omul care trebuie să aplice legea. Și încă o dată vă spun, o discuție asemănătoare am avut în urmă cu 3 sau 4 ani cu toate instituțiile din Cluj, când au început fenomenul cu drogurile să pară de necontrolat. Era șeful poliției de față. Și când i-am spus regula din lege cu tutunul și cu alcoolul, s-a uitat la mine și a spus: domnul judecător, vreți să închidem toate cluburile din Cluj și toate alimentările? Asta a fost răspunsul omului legii. M-ați întrebat, doamnă, ce-i de făcut? Legislația avem foarte bună și foarte complexă. Legislația antidrog a fost înăsprită în martie, când pedepsele au crescut atât de dur încât astăzi dacă am un consumator care moare de o supradoză și am prins dealerul, dealerul intră în pușcărie ca și un criminal cu sânge rece. Deci dacă iei cuțitul și bagi într-unul, iei 20 sau 25 de ani, dacă dai un drog la cineva și moare de supradoză, iei tot atâta. Legislația s-a înăsprit foarte mult. Mai mult, în mod regulat este actualizat o listă, avem o anexă la legea cu etnobotanicile și la legea cu drogurile, o listă cu toate substanțele, pentru că în permanență traficanții găsesc să facă combinații în diverse substanțe care nu se găsesc pe listă. Și lista asta se actualizează. Vă dau exemplu cel mai frapant. Înainte de martie erau niște etnobotanice care se spuneau, erau pe piață sub numele de cristale. Astăzi ele sunt droguri de mare risc, acele cristale. Cu o substanță absolut îngrozitoare s-a început producția în zona Sibiului, Mediașului, Alba și au ajuns la Cluj. Încă în domeniul etnobotanicilor pedepsele sunt relativ mici. Este efectul ăla de zombie, când îți înțepenește mușchi și oasele îți înțepenesc și faci pipi caca pe tine în public, în 20 de minute nu te mai poți mișca, deci, pentru că bagă o travă de șoareci, bagă mătrăgună, bagă clin de geamuri. Sunt substanțe care uneori nu sunt prevăzute în lege. Legislația se adaptează. A venit din spate și se adaptează. Problema noastră este de aplicare, dar la nivel infralegal, adică sub lege. Deci lege avem, oamenii legii sunt prea puțini, noi îi prindem pe cei care trafică, dar după ce se întâmplă fapta, însă la nivel de prevenție, de educație, de informare, trebuie să mergem foarte jos. Nu trebuie o lege să spună unui părinte, învață-ți copilului că drogurile sunt rele. Nu trebuie o lege care să învețe părintele sau profesorul pe elev că fumatul face rău. Avem legislație. Regulamentul școlar interzice, nu doar deținerea, că noi deținerea o avem pe penal. Regulamentul școlar interzice consumul. Deci dacă am un copil cu ochii bulbucați, veniți acolo, cu pupilele dilatate, care îi se face rău și este chemat doctorul, copilul acela a încălcat regulamentul școlar. Prin urmare, el trebuie sancționat de către conducerea școlii. Da, îi reducem bursa, îi dăm mustrare, îl mutăm în altă școală, îl dăm afară dacă îi la liceu. Însă dacă ne facem că aceste cazuri nu există și le ascundem sub preș, o să avem copii în curând, copii decedați în școli. Și noi am avut la tribunal copilul unei colegi de-a mele mort de supradoză, nu în școală, ci acasă. Atunci ne-am dat seama că drogurile au intrat și în familiile noastre. De aceea vă spun, toți trebuie să fim atenți, toți să ne informăm copiii cât mai devreme. Așa cum educația sexuală trebuie începută la grădiniță, să înveți băiețelul să nu pună mâna la fetiție undeva, da? Și că numai părinții pot să stea în preajma copiilor dezbrăcați și de la o anumită vârstă nu. Deci educația sexuală trebuie să înceapă la grădiniță, tot așa educația antidrog și în general antisubstanțe trebuie să înceapă cât mai devreme. Și închid spunând-vă atât.
mai avem un fenomen în România de care nu se vorbește, consumul de substanțe de energizante în școli. Toți copiii, în timpul orelor, au acele doze de Red Bull, de Hell, de nu știu ce. Nimeni nu știe ce-s cu astea. Legea nu interzice, prin urmare, înseamnă că permit. Copiii consumă la greu. Iar o căniță de aia sau o doză de aia de Hell conține echivalentul a 5 cafele tare. Vă închipuiți un copil care ia bea 5 cafele dintr-o dată? Ce se întâmplă? Asta e alt gen de substanțe, dar aici, într-adevăr, nu avem reglementare. Îmi pare rău că nu am un răspuns magic, ca să zic așa. Să schimbăm tot într-un om. Nu e nevoie că nu avem magicieni în sală. Da. Doamna Ciubancan, și după aceea vreau să dăm cuvântul și în stânga ca să aibă fiecare ocazie. Asta ar fi ideea, să se găsească o soluție de implementare în școli și vorba noastră și în grădinițe. Pentru că trebuie să ne creștem copiii și să-i educăm. Nu toți suntem niște profesori buni acasă, nu suntem toți niște părinți ideali să ne creștem pruncii într-un... Deci ăsta este rolul școlii. Și atunci cum să ajungem la copil? Prin educație, v-am spus, trebuie să acele ore exact cum este școala... În școală, nu știu, săptămâna altfel, orele de religie și așa mai departe și de educație fizică, eu zic că asta ar fi soluția. Și nu numai doar cu drogurile, și cu bullying-ul e aceeași problemă. Mulțumesc! Vreau să trecem prima dată în stânga, apoi la doamna Ludușan, care a așteptat, și domnul Meșniț a făcut semn că dorește și dânsul cuvântul. Bună ziua! Mă numesc Doina Crăciun, ca cetățeană a cartierului Mănăștur, cu atribuție de administrator Asociației de Proprietari, pentru domnul ofițer, aș vrea să întreb cu care ONG-uri lucrați pentru a preveni problemele? Asociația Preventis și programul Sfântul Dimitrie Basarabul din cadrul Asociației Cristiane. Și pentru asta cred că ar fi foarte necesar să fie informat pe scări, prin administratori, prin președinți, în cartierul Mănăștur, în locul unde locuiesc, au fost o abundență de cazuri. Au fost câteva apartamente acordate social de primărie, cu familie dezorganizată și cu copii mai mulți, unde a fost un pericol real în fiecare după masă. O altă colegă administrator a sunat la 112. Nu ne ocupăm noi. După multe insistențe, a venit un echipaj oarecare care a asistat la o parte, dar nu era de competența dânșilor. După o vechime, lucrând și în învățământ și la preșcolar, nu este nicio prevenție. Cu administratorii au fost la circa de poliție, un fel de aducere la cunoștință administratorilor că se întâmplă în zonă, dar nimic concret. Să știi că, uite, acolo 5-6 copii zombi, cum spune doamna, că acum aflam că ei au înțepeniți zombi, care n-au știut ce să facem cu ei. În cazul de urgență, spazul ăsta trebuie sunat la 112 pe partea ambulanță. Nici puțin ar să da, știți că după aia cât trebuie să umbli ca să... Eu, cazul meu, o trebuie să mă duc la procuratură să plătesc 25 de lei, că să-mi retrag că unul de ăsta o spart un geam, s-o dat de pereți acolo, a venit poliția, l-a dus și până eu ca cetățean trebuie să umblu și la circa 4 și la procuratură, la ofițer de serviciu, în retrag că... Că... Răspunde din atunci. Să retrageți ce? Ca plângerea și cum aș făcut o plângere, e... I-ați făcut plângere penală? Eu am sunat că un tânăr era zombi. Erau 5 de fapt. O spart geamul. Am chemat și a venit un echipaj. La echipaj o trebuie datele, cine o chemat. Deci nu aveți.
oricât v-ați justificat ce activitate. Nu am înțeles care e întrebarea, pentru că nu suntem parte de combatere. Eu nu pot să mă duc să-l iau pe beneficiar de pe stradă să mă duc să-l la prevenție. Încă o dată, prevenția nu se face cu cel care este deja sub consum. Din păcate... Da, aveți undeva cum... că în caz de, în dacă caz... vedeți, dacă... Pe, în caz de ce? În caz care consumă? Păi, se sună la 112? Atunci ce ne-am adunat aici? În caz e să combatem drogul. Așa cred eu că ne-am adunat aici. Sunt două chestii diferite. Consumul de droguri și traficul de droguri. Prevenția. Că ăla care consumă, o primit. Amândouă să petrec. Da, grupul ăla de 5 nu știa nimeni care avea droguri și care l-a dat drogul. Numai că doi dintre ei erau burzuliți de tot. Și... Încă o dată. Din păcate, legea. Da. Dacă o persoană a consumat, consumul nu vorba. Da, asta v-am înțeles. Dar vă spun foarte sincer. La anii mei, eu nu am înțeles nimic ce ați zis. Nici că preveniți, nici că constatăm, nici ce constatăm și nici pentru ce. Nimic. Doamna Crăciun, haideți să nu cădem în acuze. Aici ne-am întâlnit pentru o dezbatere, nu pentru a căuta să acuzăm una din față. O statistică avem, domnule judecător, și noastră cu prevenția, câți copii avem din zona penticostală, câți ortodoxi, câți din familii dezorganizate, că părerea mea că aici e marea dramă și acolo trebuie să căutăm alte chei. Aici o să vă contrazic. Din familiile dezorganizate, în general, când nu au bănuți copiii, sunt tentați să consumi ceea ce noi numim populare etnobotanice. Ce sunt etnobotanice astea? Combinații între diverse substanțe care produc niște efecte halucinogene în general sau de energie, care se vând la pliculețe de 25-30 de lei în plus. Și atunci copiii care sunt din familia asta mai sărăcuți, nu au bani, pun împreună câte 5 lei, își cumpără o doză de aia, fac 2-3 țigări, le fumează în grup, au efectul ăla... bacă, văd stele vers, bacă sunt mai puternici și atât, după care intră în sevraj. La familiile bune, să le zicem, familii de judecători, de doctori, de profesori, se consumă droguri serioase. Marihuana este drogul cel mai comun pe care îl întâlnim, acele din acea plantă de cannabis cânepă indiană, care se vinde în general pe la festivaluri. A spus de Antol, dar zădește la Electric Castle ce îi. Așa, și după care încep să se consume pasteluțele acelea, ecstasy-ul din zona MDMA, ecstasy-ul, prafurile, chiar inclusiv cocaina. Nu s-a ajuns la heroină în Cluj, nu am văzut, n-am avut cazuri cu injectabil, dar în schimb prafuri de tras penal pe la distracții, de astea sunt. La copii, repet, este cannabisul. Sunt pasteluțe de ecstasy și niște timbre care se pun pe limbă și se LSD-ul se cheamă. Când merg la discoteci, unde merg la cluburi ce sunt acum, consumă ecstasy, în general, ecstasy. Ca să vă faceți așa o idee, cele mai ieftine droguri în piața Clujului au la gram, cannabisul cam la 50-60 de lei, nu? Se vede cam așa. Și cocaina ajunge la 100 de euro gramul. Cam asta e piața. Vă dați seama, copiii ăia sărăcuți nu-și permit cocaină, dar ăștia mai așa cu bănuți, că tu îi dai bani de nu știu ce, de meditație, și copilul îți cheltuie bani. Supravegherea părinților trebuie să fie foarte mare asupra copiilor. Anturajul și încă ceva, copiii astăzi comandă droguri, cei mai șmecheri comandă deja pe dark web. Nu știu dacă știți, sunteți familiarizați cu lumea. Probabil internetul vă este cel mai cunoscut, dar cu web-ul este lumea unde stau copiii, pentru că acolo este o lume necontrolabilă, în care IP-ul este ascuns, în care poți să descarci pornografie infantilă, jocuri, poți să asiste în direct la crime, la violuri și poți să comande droguri să le vină prin curier privat. Lumea s-a diversificat foarte mult, de asta am fost puțin mai dur în intervenția actuală. Noi nu suntem actualizați la ce se întâmplă în jurul meu. Eu aflu foarte multe de la copii, unde mă duc un program asemănător de care vorbea Sebastian, la un program de educație juridică la copii. Dar ce aflu de la copii, tipurile noi de droguri, modalitățile noi de contact, prețurile, de la ei le aflu, din școli. Noi reușim să intervenim așa, la o mică parte, o foarte mică parte care ajungă în tribunal. Pe considerente religioase nu avem niciun fel de statistici, dar nici n-am sesizat din discuțiile cu copiii că ar fi dintr-o familie de
trecă din toate familiile. Nu pot să spun, musa e penticostale sau musa ortodox și consum mai mult. Nu există așa ceva. Pentru ultima parte a dezbaterii vreau să dau cuvântul și doamnei Vrabete. Și doamnei Dudușan, da, sigur, ca să aibă ocazia să cuvânteze. Așa, da, voi fi foarte scurtă. Mihaela Vrabete este numele meu, sunt urbanist și arhitect. Nu acum mulți ani în urmă, cel puțin, eu atunci am fost foarte aproape de subiectul ăsta. Chica mea făcea parte dintr-un grup de voluntari care împreună cu poliția și cu poști, sau mă rog, cu tineri în tratament sau care renunțaseră la droguri, dar care duceau o luptă de oră cu oră și de zi cu zi, mergeau în școli și discutau la ore special destinate cu elevii. Și aveau un efect foarte puternic pentru că elevii luau contact efectiv cu cineva care pusese în iadul ăla și ieșise și lupta să nu cadă la loc, și cu un cadru de specialitate care le explica treaba. Și mi s-a părut că funcționa foarte bine. Deci, bănesc asta faceți. Și programe cu foști consumatori reabilitați, da. Și programe de informare punctuală directă, programe de informare reabilitați. Problema cu partea cu foști consumatori reabilitați merge pentru undeva de la 16-17 ani în sus. Pentru cei mai mici există riscul să zică, dacă el s-a lăsat și eu pot să mă las. Nu e așa greu să te lași. Pentru că mintea lui nu este destul de formată să înțeleagă poate până la capăt. El, de multe ori tinerii și în special cei care sunt preadolescenții, iau informația care le convine. Așa este. Nu iau totuși. Atunci este riscul și pe partea asta. Avem, avem un program acum cu inspectoratul școlar și cu clinica domnului dr. Mărtitaș. Vom duce copii periodic la clinică să discute direct cu terapeuți, care au foarte multe cazuri. Absolut, da. Da. Și să aibă discuții mai aproape de realitate. Direct, da. Pe partea asta. Și încercăm să intrăm mai multe direcții, nu doar mergem și le punem în corp. Adică vreau să toate discuțiile care le avem cu ei, nu mergem să le punem în PowerPoint sau în film și am terminat. Nu, sunt discuții interactive. Încercăm să-i provocăm la răspuns. Încercăm să aflăm ce cunoștințe au ei. Să vedem de unde pornim. Pentru că din păcate, copiii, dacă nu și-au informația de la părinți, dacă nu și-au informația de la cineva specializat, nu și-au informația din grupul de prieteni sau de pe internet. De unde, de cele mai multe ori, hai să zicem că nu-i o informație mincinoasă, dar informație trumpeată și parțial adevărată. Și asta e riscul cel mai mare, informația care și-o au, pentru că vor primi sfatul cu privire la, bine, multe zice, bine îți va face, că te vei simți așa, așa. Dar nimeni nu vine să-i spună că pe termen scurt sau pe termen lung se poate întâmpla chestia asta. Poți să ajungi la, inclusiv să faci infarct, poți să ajungi la alte chestii. Da, da. Nimeni nu se spune partea negativă pe termen scurt și pe termen lung care ce se poate întâmpla. Dealerul sau grupul de prieteni, dacă vrea să le atragă și pe el, dacă nu, uite ce bine m-a simt aseară, hai, am dat și am dansat 5 ore sau... Bun, da. Da, există reversul care ăla trebuie prezentat. Asta poate chiar și unor preoți în întâlniri cu preoți, cu cultele sau chiar... organizate întâlniri de către preoți cu tineri din sectă. Da, subscriu. Dacă nu consumă preotul. Avem un caz, dar nu pot să dezvăluie, avem un caz cu un preot care în momentul de față trebuie să meargă la dezintoxicare și va pleca într-un alt stat ca să nu fie, să nu se afle în comunitate. Fiecare persoană e diferită. Ce funcționează pentru cineva, nu putem să generalizăm, să spunem, da, asta e singura linie pe care mergem. Avem cazuri de foști consumatori reabilitați care s-au reabilitat prin lege, care s-au reabilitat prin faptul că am ajuns la terapeut, care s-au reabilitat doar prin sprijinul familiei sau s-au reabilitat prin voință. Dar nu, ce a funcționat la o persoană nu e obligatoriu să funcționeze la cel de lângă el. Important e, când ai o problemă, să ceri ajutor. Ca părinte, ca consumator, să ceri ajutor, să ceri sprijin și dacă nu a fost linia pentru tine, să nu renunți. Poți să fie alți pași de urmat. Da. Ideea e să nu renunți. Nu poate să funcționeze același lucru pentru două persoane. La fel, poți să nu te înțelegi cu terapeutul și să-ți cauți alt terapeut, alt psiholog. Poate psihologul respectiv nu te plăcu mecla lui sau nu te-ai înțeles cu el și trebuie să-ți cauți pe altcineva.
Bun. Doamna Ludușan, dacă ne auziți și puteți interveni. Bună seara, sunt Ana Ludușan, președinta Ligii Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj. Am asistat inclusiv la întâlniri internaționale pe probleme de și de droguri și de trafic de persoane. Deci știu cât de grave sunt aceste lucruri și cum se întâmplă ele la nivel mondial. Vreau să e foarte important că există această dezbatere. Îl felicit pe domnul Cristi Danileț pentru intervenție, cu foarte multă informație și cu foarte multe mesaje pentru ce am putea să facem. Și cred că aici trebuie să se coaguleze o rețea de la nivelul comunității sau a comunităților și să existe un program foarte serios de atât pe partea de consum de droguri, acolo este competența și responsabilitatea instituțiilor publice, iar pe partea de prevenție, familia, școala și comunitatea. Deci, și ONG-urile pot să facă foarte mult, dar ONG-urile pot să facă eventual programe de formare pentru, într-adevăr, pentru părinți și pentru, deci pentru familie și pentru școală. Multiplicatorii sunt în familie, respectiv părinții și cei din familie și profesorii. Școala, eu m-am mirat foarte mult să aud că în școală nu există ore sau program pentru această problemă, care este o problemă extrem de gravă pentru adolescenți, și nu avem școală altfel, avem sport, avem foarte multe lucruri și nu avem prevenție sau pentru consum de droguri. Deci asta nu se poate. Avem oră de religie, nu avem pentru consum de droguri. Deci asta trebuie neapărat. Deci ISJ-urile pot propune anual programe pentru anumite discipline și să introducă, cred că cu foarte mare grabă, oră pentru educație împotriva consumului de droguri. Deci asta ar trebui obligatoriu și cât de repede posibil. Altfel, nu văd. Într-adevăr, cei care se ocupă cu proiecte de prevenție înțeleg cât de gravă este problema, fac tot ce pot, dar cheia este în familie și la școală. La școală, începând de la grădiniță până și mai ales liceu, cred că la liceu, dar trebuie început cu grădinița. Deci școala și ISJ-ul sunt responsabile să facă această prevenție. Sigur că trebuie pregătite materiale ca cei care transmit această informație și fac această educație să o facă cât se poate de temeinic și de fundamentat și cu șanse mari de succes la tineri. Eu cam asta am avut. Noi o să ne implicăm, o să încercăm în viitor să ne implicăm într-un astfel de proiect de prevenție, dar principalii noștri beneficiari vor fi profesorii și părinții. Vă mulțumesc! ISJ-ul este implicat și este partener atât în proiectele care le are dumneavoastră, pe care le avem noi. Ei ne facilitează accesul în școală. Noi participăm pe școală altfel, pe școala verde.
alte activități în orele de dirigenție, participăm cu activități efectiv în școală. Le facem direct la oră, nu se fac în afara orelor de școală, ca să prindem copiii, să putem discuta cu ei într-un mediu controlat și într-un mediu familial lor. Da. Da, da. Trebuie, eu cred că toți profesorii trebuie să aibă dimensiunea asta de a depista problemele cu drogurile la elevii pe care îi educă, pentru că sunt și eu profesor, am predat aproape la toate nivelurile, dar profesorul are, educatorul are obligația, pe lângă să transmită cunoștințe și deprinderi, și educație în anumite valori, ca copiii să devină responsabili, să aibă valori corecte, deci și să se știe apăra de problemele care apar în viața lor, la școală, în familie, în comunitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul profesor Mleșniță, ați solicitat și dumneavoastră cuvântul în încheiere. Mulțumesc! Doamna consilier local, domnule comisar șef și domnule judecător, drogurile sunt un produs. Acest produs este comercializat, intră pe piață, într-un mod, sigur, în mare parte ilegal, dacă ne gândim la legile care le avem. Rolul noastră este să identificați și să destructurați rețelele, înainte de toate. Sigur că noi o să facem muncă de lămurire, de educație și așa mai departe. Mai mult, aceste rețele, așa cum știți din teoria marketingului, lucrează pe niște piețe. La Cluj, noi suntem confruntați cu una din cele mai mari piețe de droguri din țară. Această piață, pe care noi o semnalăm de ani de zile, se pare că anul ăsta a explodat pur și simplu. Ea se numește Untold. Untold este una din cele mai mari piețe în acest moment din țară și poate din zonă, din regiune și din Europa. Cum vă gândiți să stopăm acest flagel în cadrul acestei piețe care este lângă noi, e aici? Când noi avem autorități care zădărnicesc stoparea drogurilor prin această piață, organizând și mai multe astfel de evenimente, și mă gândesc la un lucru pe care mi s-a semnalat, mi s-a trimis din partea unor ONG-uri, că primăria a dat în licitație firmei Antol SRL organizarea și Crăciunului. Deci vom avea nu numai Untold pentru droguri, vom avea și Crăciun cu droguri. E un lucru foarte grav, să știți. Deci munca noastră de oameni inteligenți și la nivel de inteligență este să vedem cum putem să zădărnicim astfel de acțiuni care la prima vedere par niște festivaluri, niște întruniri din asta de mare anvergură cu imagine colosală, când de fapt noi suntem chiar în headquarter-ul Antolului, de aici a pornit-o. Culmea și noi facem parte din această instituție. Nu vreau să dezvolt subiectul, pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt sensibili la nume, dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră ca specialiști, domnule comisar, domnule judecător, doamna
consilier. Vă răspund. Față în față cu autorii. Corect. Nu zic ce am spus și la începutul discuției, exact asta a început pe tema Antoldului. Fenomenul de consum la festival e o problemă a Antoldului sau o problemă a României, este o problemă mondială. Festivalul de muzică, din păcate, atrag și partea de consum. Marea majoritatea participanților la festival nu sunt consumatori și nu se duc cu gândul de a consuma. De-aia, în cadrul festivalului, atât noi pe partea de prevenire, noi pe partea de prevenire a consumului droguri, colegii de la trafic de persoane, colegii de la prevenire de la ISJ, de la IPJ, suntem acolo să oferim o informație și o consiliere de urgență pentru festivalier. Pe cealaltă parte sunt colegii de la combatere, care se ocupă de dealer și de traficanți. Fenomenul consumul și traficul nu va fi stopat. Nu avem încă o soluție magică să stopăm. Că toți ne-am dorit să avem o soluție magică să stopăm. Din păcate, fondurile și profitul care vine din afacerea asta îi face pe mulți să și asume toate riscurile, inclusiv riscurile penale. Bun, dar am venit tot orașul. Da. Deci acest fenomen consumul de droguri nu a fost... Antoldul este din 2015. Consumul de droguri în Cluj nu este din 2015. Problema cu consumul de droguri asta. Nu am semnalat acest lucru și mai ales pe generația mea, să știți că eu sunt generația hippie. Nu și știu ce înseamnă lucrul ăsta și știu ce se întâmpla pe vremea aia. La fel de bine, vă spun ca activitate. La fel de bine cum am fost la Antol Electric, am fost și la Discoteca 80, am fost și la Horse Festival, am fost la toate festivalurile. N-am fost doar la Antol și la Electric așa. Rolul nostru este să informăm cât mai mult din populație pe toate pe liniile. Și atât că e Antol, că e Electric, că e Sports Festival, că e 1 iunie, că e... Încercăm să fim acolo și să aducem informație cât mai aproape de oameni. Vă răspund și eu. Cer scuze că trebuie să plec. Deci, eu gândesc că cooperarea între organizatori, primărie, poliție, serviciile de securitate, da, trebuie să fie mai strânsă și chiar mai operativă. Trebuie creat un plan de acțiune, de prevenție. Eu sunt pentru prevenție. Aici sunteți actorii cei mai buni dumneavoastră, împreună cu cei din legislativ. Puteți interveni. Și pentru că vorbim de un caz concret de Antold, eu vă spun, este luarea de măsuri concrete direct și obligarea Antoldului pe site-ul lor de publicitate să se publice. Există? Da? Este în regulament, este trecută legislația în România, este trecut și cu ce obiecte este interzis să... Toți festivalierii care vin sunt informați cu riscurile la care se pun pe partea asta. Anul ăsta au avut și mesaje preventive cu riscurile, cu privire la riscurile consumului, pe lângă partea legislativă. Uh-huh. La fel a fost și la... Eu mai vin cu o altă soluție, indiferent că îmi place sau nu-mi place Antoldul, da? Schimbarea locației, da? Prin poziționarea ei, acestei locații, eu își propun o locație mai deschisă. Sunt tot felul de cotloane, de locuri unde se pot ascunde aceste droguri, da? Deci, în primul rând, nu-i benefic, n-ai controlul. Și dumneavoastră, ca și organ de control, da? Mergeți să verificați. Dumneavoastră aveți Păi ar trebui să raportați unul la unul, să puteți controla toate colțurile pe sub stadion, pe sub tufiș, în rădăcină, sub iarbă și așa mai departe. Eu aș fi, o soluție ar fi schimbarea locației acestui festival pentru a fi mai bine monitorizat tot ceea ce se întâmplă acolo. Pe lângă faptul că, să nu zicem, alte și alte probleme din punct de vedere a poluării sonice și să nu intrăm în alte detalii. Deci, doar pe partea asta, ca să puteți cât de cât controla, superviza și avea o monitorizare, să zic, dacă nu la minut, la oră, prin care mă gândesc printr-un sistem foarte bine pus la punct, vă informați ceea ce faceți, controlați și așa mai departe,
E foarte greu pentru noastră, pe lângă faptul că acei colegi mai stau și ei la o berică, mai se uită în altă parte după o gagică cu fustă scurtă, deci să nu... Haideți să le gândim și pe astea. Asta ar putea să vină și din partea dumneavoastră. Pentru că dacă dumneavoastră merge și spuneți justificat, îmi îngreunează munca de zi cu zi sau cât durează o săptămână, 7 zile, eu cred că la un moment dat cineva se va autosesiza și din acest punct de vedere. Pentru că dacă nu asculți și nu iei măsuri, înseamnă că nu te interesează. Atunci, ce să mai vorbim? Problema mutării Antoldului din centrul orașului este o problemă care eu am identificat-o undeva acum vreo 5 ani. Eu am susținut festivalul ăsta, am fost și sponsor în prima fază, din centrul de afaceri Transilvania. Deci mutarea acestui festival în afara orașului, de aceea Bonțida nu face prea multe valuri și pe tema asta nu prea e scandal în oraș. Antoldu a început să deranjeze foarte multă lume, nu neapărat numai prin zgomot, ci pur și simplu prin deranj asupra orașului. Timp de 7 zile orașul i-a dat peste cap. Acum, dacă se adaugă și această explozie de droguri, de piață, de fapt, deci piața este o piață organizată, practic, unde tinerii se întâlnesc și unde vor schimba foarte bine informații, training la fața locului, deci pericolul e imens. De aceea, în Occident, să știți, eu am lucrat foarte mult afară, inclusiv în America, toate festivalele nici Woodstock, se fac nicăieri afară. În afară. Nu se fac ca la noi, numai în România, în Antoldu se întâmplă, restul totul este în aer liber, pentru chestia controlării. Da, vă dau dreptate, domnul. Păi vă spun că da, eu am și cântat, să nu zic că am... Deci fost, pentru mine chiar, exact pentru chestia asta, a drogurilor, a controlului, a supervizării tinerilor, singurii care pot face un demers și o presiune... Deci eu v-aș ruga, doamna consilier, pentru că dumneavoastră sunteți mai deschis acum la discuție. Ridicați problema asta și în Consiliul Local. Spuneți domnului Boc, pe lângă toate, cum să spun, nemulțumirile care există relativ la Antold, sunt imens. Dacă vreți, eu tot primesc astfel de informări și sinteze. Să se pună problema ca acest festival să fie mutat undeva pe dealuri. Nu-i mare lucru. Deci nu neapărat trebuie chinuit parcul ăla istoric și nici lebedele alea sau rațele care sunt acolo pe lac. Pe asta s-ar putea face o consultare publică. Este un lucru normal. Având în vedere ce subiect am avut în față, atât ca și complexitate, cât și importanță pentru societate, cred că nici 4 întâlniri nu mi-ar ajunge ca să epuizăm subiectul. Dar domnul Răzvan, eu aș vrea totuși că domnul comisar șef a zis că nu este. Soluția magică pe care eu o propun este practicarea sportului. Mi-aduc aminte din, se pare că organismul uman prin sport formează aceiași hormoni pe care îi formează drogurile. Și s-ar putea face un test la Bălcescu sau la, știu eu, la Coșbuc, să-i luați pe aia care să facă, care fac sport și o să vedeți că o să spună, domnule, n-am nevoie de droguri. Sigur că o oră de sport pe săptămână și celălalt care stau, o să vedeți că ăia care consumă. Ăia care fac sport și transpiră, vă garantez că nu iau droguri. Și atunci soluția care este? Nu mai există scutiri de sport. Nu mai există scutiri de sport. Și ăla care are nu știu ce, face 2 genoflexiuni, iar aia care fac pe teren și transpiră, o să, căutați în rândul sportivilor, nu o să vedeți consumatori de droguri. Nu o să vedeți consumatori, că fac și elimină. Și atunci asta ar fi soluția magică. Că da, eu sunt de acord. Eu sunt de acord, dar acum problema este punctuală. Deci noi suntem în trafic de droguri și într-o escaladare fantastică a acestui fenomen. Da, că jumate din elevi au scutiri de sport. Jumate din mai eu mult știu de jumate. Ce zici, dar crede-mă că acum noi trebuie să rezolvăm problema asta, pentru că deja de Crăciun, pe tarabe vor fi
produse de la fabrica de vise. Deci există o fabrică, vedeți că domnul judecător știe despre ce vorbesc, pentru că am citit un material, am văzut că v-ați ocupat și de chestia asta. Deci noi ne vom trezi, nu, probabil ca la Amsterdam, în curând, da? Nu știu, ați fost la Amsterdam, în cartierul roșu, unde se vând drogurile la... Da, eu am fost. Da. Ați fost, am da? Fost. Bun, ok. Păi, probabil că asta vă vor face, dacă aceiași organizatori și aceiași susținători de aici, de la etajul 1, continuă să meargă pe această direcție. Deci noi de Crăciun vom avea Untold cu droguri. Cum ne pregătim? Ce facem? Ca să ne întâlnim în iunie anul viitor sau poate chiar în ianuarie, în Consiliul Civic, să avem un raport, să zicem, de la cei care au studiat problema, nu a fost dezastru și acolo. Asta e muncă preventivă. Noi trebuie să facem o muncă cu 3, 4, 5 luni înainte pentru a opri flagelul. Mai ales că vedem mecanismele că se întâmplă exact în fața noastră. Cum zădărnicim astfel de apucături? Organizând astfel de lucruri unde știm că se va lucra și se vor aduce droguri. Eu doream să le mulțumesc celor doi invitați pentru participare. Și cred că lucrul pe care îl luăm cu toții de aici, acasă, e compus din două părți principale. Unul cu scăderea vârstei de consum, pentru că asta reprezintă sursa, de acolo începe. Unul care consumă la 15 ani va consuma și mai târziu. Și că nu se va încheia aici nici dezbaterea, nici discuția și vă rugăm să ne contactați pentru a vedea cu ce mai putem la nivel de Consiliu Civic Local să sprijinim activitatea dumneavoastră. Eu mai am o singură întrebare legat de sporirea securității, că vorbim de Untold acum, nu vorbim de altceva. Prin sporirea securității, eu spun că va reduce foarte mult oferta de droguri în cadrul festivalului. Care este raportul între festivalieri, da, și cei care sunt acolo prezent? Vreau să vorbesc cu cei de la combatere, cu partea care e partea de organ judiciar. Că și ăla este foarte important. Partea de poliție, ei se ocupă de partea de... cum și firma de pază. Da, dar firma de pază este privată. Asta da, firma e. De pază este privată, da. Deci este firma de pază. Și după aceea sunt structurile noi să le facem interne. Dar nu să vă spun numărul că nu... Am înțeles că și ea e o chestie foarte interesantă, că noi nu avem de unde să știm. Bine, face parte din strategia celor care se ocupă de acest lucru, dar poate ar fi bine, poate putem veni cu niște sugestii. Care sunt de partea de ordine publică. Am înțeles. Adică poliția locală implicată? A, și poliția locală, dar și structura de ministrul pacientului. Mulțumesc. Ultima intervenție, domnul Fițiu, și apoi trecem și la alte puncte de pe ordinea de zi. Vis-a-vis de consumul de cannabis, spuneți că este pe prima poziție. Mediul agricol din România este extrem de afectat de o confuzie care s-a indus în rândul opiniei publice și care asociază cannabisul cu cânepa cultivată. Și asta afectează sectorul agricol din România extrem de puternic. România a fost 90, țara cu cea mai mare suprafață de cânepă din Europa. Această confuzie a făcut ca astăzi țăranii să fie terorizați de această confuzie și consumatorii să nu facă distinția între cannabis sativa, cannabis sindica. V-aș da o sugestie să luați în campania de prevenire câțiva profesori de la agronomie care te dau cânepă, ca să putem să creăm această distinție în mintea consumatorului pe subiect. Din păcate, consumatorul știe foarte bine diferența dintre sativa și indica și dintre CBD și THC și fiecare substanță cu concentrație, dacă e mai mare, mai mică, ce efecte are. Din păcate, știu mai bine și s-ar putea să sună mai bine decât mulți profesori de chimie sau mulți profesori. Pentru că asta fac. Ei nu se specializează pe mai multe lucruri. Ei specializează pe bucată și pe totul până... De acord, dar
Câtă vreme asta are un impact mare asupra mediului economic din România și vorbim de o plantă care are valențe majore de natură ecologică în viitor, fiind o plantă extrem de ecologică, ea este extrem de afectată și asta impactează extrem de mult mediul economic. A trebuit luat în calcul și acest element. Da. Vă mulțumim încă o dată. Mulțumim mult pentru invitație. Domnul Pop, punctul 1. N-am multe de spus, pentru că a fost, de fapt, o singură ședință în intervalul de ultime 30 de zile și atunci s-au dezbătut 3 puncte pe ordinea de zi, care am redat acolo foarte pe scurt. Ședința furtunoasă a fost pe 17, cu câteva zile în urmă și a continuat același eșec al administrației locale de a pune pe ordinea de zi 10 proiecte de hotărâri care au căzut. Pentru că același fenomen reluat de data trecută, în care apartamente ANL au fost scoase la vânzare și în care unul din consilierii sau din consilierele locale și-au depus o cerere de cumpărare, declarând că, mă rog, avocat fiind, n-are venituri mai mari de 6.000 de lei pe lună. Și sigur că dovezile care au fost și disputele care au fost în Consiliu au făcut să cadă iarăși toate proiectele de hotărâri. Un eșec pentru o administrație care știe totuși să-și gestioneze proiectele de hotărâri. Pe de altă parte, invit și cred că merită să intrați o dată pe lună, pierdeți 2 ore, e adevărat, dar vedeți o ședință de Consiliu Local și ședințele sunt online, unde puteți accesa foarte ușor chiar și de pe site-ul Consiliului Local. Dați intrare pe Consiliul Local, pe ședințe în desfășurare sau și imediat apare filmul desfășurării. Iar proiectele toate sunt afișate cam o săptămână înainte. E interesant felul în care sunt structurate problemele în Consiliul Local, cine le promovează, cum le promovează, cât de așezate și fundamentate sunt, cât de mult se joacă interesele la votul ordonat. Aș permite să o citesc pe doamna Ciubănca, dânsa a avut curajul să spună, nu știu de pe locul ăsta sau care, că da, în Consiliul Local votul este ordonat. Sigur, la o parte din consilier, nu la toți, dar lucrul ăsta se vede. Când urmărești o ședință de Consiliu, vezi cum stau cu ochii plecați o parte și apasă numai butonul, pentru că așa vi s-a spus că coordonarea se face înainte de ședința a votului. Coordonarea votului se numește. La punctul acesta, dacă aveți întrebări, în rest, invitația este să vedeți ce se întâmplă, că merită. Mulțumesc. Putem trece la punctul 2, legat de planul de acțiune climatică 2030 în municipiului Cluj-Napoca. Deoarece domnul Fițiu este în sală, pentru partea pe care a înaintat-o dânsul, parte din documentul, voi lăsa pe dânsul să vorbească. Și eu am nevoie, cred că, de una sau două minute pentru cealaltă bucată introductivă. Este în regulă așa, domnul Fițiu? Bun. Deci, acest plan a fost adoptat ca urmare a înscrierii municipiului în inițiativa Net Zero Cities, a Uniunii Europene. A fost prezentat undeva la începutul verii, într-un mod destul de puțin transparent, într-o dezbatere la Centrul de Inovare și Imaginație pentru Cetățeni,
ulterior dezbaterii sunt niște documente trunchiate puse pe internet cu un amestec de română și engleză, nu foarte fericit, dar în urma cărui studiu reies niște aspecte interesante. Primul, că transportul individual responsabil conform studiului Băncii Mondiale, comandat de primărie pentru 13% din emisiile de gaze poluante, dar asta e împreună cu celelalte forme de transport, ăsta e tot transportul, este apoi pus pentru corecție ca vinovat individual de 16% din emisii. Și aici este o dilemă, pentru că există un risc de justificare a unor interdicții brutale pentru autoturisme doar în baza acestui lucru, deși pornește de o premisă falsă. Reiese de asemenea dintr-un grafic al orașului și importanța insulelor de răcoare, pentru că există și așa ceva, dar în zone care au acoperire bună cu spațiu verde și mai ales cu vegetație matură. Reiese al treilea aspect că primăria este dispusă să dea 71% din fonduri pentru sub 8% reducere din emisii, de vreme ce economia circulară e cotată cu a reduce 5% cu o sumă de 268 de ori medică. Deci reducere foarte mare. Și un aspect interesant, acesta l-am reverificat și orașul a fost înscris în inițiativă, a ajuns pe lista celor pilot cities, adică orașele pilot, care sunt primele ce vor implementa aceste lucruri, dar asta înseamnă niște responsabilități sporite, iar granturile sunt doar în quantum de 32 de milioane de euro. Primăria a spus că există finanțare, dar nu a spus exact și cât, astfel încât ar trebui clarificat cât trebuie implementat, pe ce bani și de unde provin acei bani, pentru că dacă sunt responsabilități multe și trebuie implementate din fonduri locale, e cu totul altceva decât să fie finanțate din fonduri europene. Nu, a fost o dezbatere doar la CIC și puse ulterior documentele pe internet și acum este consultare, adică a fost consultare publică. Îl las pe domnul Fițiu să prezinte observațiile dânsului și atunci poate va deveni puțin mai clar ce ar putea fi. În regulă, analizând propunerea primăriei legată de planul de acțiune climatică, aș veni cu o intervenție de fond, ca să nu intru în detalii pe ce am propus. Atunci când vrei să înverzești un oraș, pleci de la nevoile primare ale individului și nu de la nevoile secundare și terțiare ale individului. În tot planul acesta sunt propuse proiecte de infrastructură, parcuri și altele, care n-au o dimensiune verde, în loc să se atace problema de fond care se atacă în orice oraș din Europa, și anume cea a nevoilor primare ale individului, și anume hrana și apa. Săptămâna trecută am fost la Dijon, oraș împrățit cu Clujul. Și ar fi trebuit ca această primărie să ia modelul de la Dijon, pentru că ei fac lucruri serioase pe tema asta. Un oraș mai mic decât Cluj, 160.000 de locuitori, în care hrana și apa sunt țintele principale a planului lor de capitală europeană verde. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că primul obiectiv al lor ca și primărie este ca locuitorii din Dijon să consume o hrană cu dimensiune locală. Primul lucru. Doi, să fie o hrană cât mai extensivă, o hrană cât mai sănătoasă. Asta înseamnă că au buget la nivel de primărie și Consiliu Regional și Județean pentru a încuraja ca hrana locuitorilor și, în primul rând, a copiilor, să fie o hrană mai verde. Astăzi, din bugetul Ministerului Agriculturii, se cheltuie bani în Cluj-Napoca, în toate școlile, pentru a cumpăra mere din Polonia și din alte țări, mere extrem de chimizate. Deci, practic, dăm copiilor noștri o hrană extrem de proastă din punct de vedere nutrițional. Deci, cu asta se începe un plan de acțiune climatică și nu cu parcurile. Asta înseamnă că acest oraș nu are o identitate nici ecologică și nu are nicio identitate gastronomică. Dacă vii în acest oraș, nu poți să spui care este mâncarea specifică acestui oraș. Apa.
un alt aspect, o nevoie primară. În loc să avem acces la o apă care, la nivelul școlilor, ca să vorbim doar de copii, să avem o apă care să facă față unor parametri de calitate care să ne permită, încât copiii noștri să poată să bea o apă corectă, cu investiții pe care le-am propus domnului primar la ultima întâlnire, aceste două aspecte, hrana și apa, nu fac obiectul investițiilor, propuneri de proiecte din planul de acțiune climatică. Și atunci, tot ceea ce am văzut acolo ca și proiecte pe care le-a propus primăria, sunt proiecte care vizează nevoi secundare și terțiare ale individului, de agrement, sigur foarte bune, dar care nu impactează serios viața cetățeanului. Deci aici aș vedea o abordare, să zicem, care ar trebui cumva discutată cu colegii din primărie, să putem gândi un astfel de plan pe orizontală. Orașele se dezvoltă pe orizontală, orașele verzi în toată Europa, iar noi în România dezvoltăm acest oraș pe verticală. Asta înseamnă că fără să integrezi zona metropolitană în un astfel de plan de acțiune climatică, nu poți vorbi de un plan de acțiune climatică care să reducă nivelul de poluare în acest oraș, să creeze insule de răcoare, să putem avea un mediu mai habitat. Să subliniez și eu, m-am comparat puțin ceea ce se încearcă a reglementa apropo de circulație, apropo de mașini și ceea ce se încearcă să se interzice. Iar drepturile fundamentale sunt atinse de aceste proiecte și cred că nu doar la noi, n-am văzut cei la Dijon, dar a respecta Constituția și drepturile fundamentale cred că ar trebui să ne preocupe înainte de poate alte chestiuni. Acțiune și inacțiune. Deci încălcări de drepturi prin acțiune, dar și încălcări de drepturi prin inacțiune. Apoi am văzut între ceea ce a făcut Clujul și ceea ce și-a asumat România pe domeniul acesta, pentru că, sigur, după Glasgow și înainte și apoi, toți și-au făcut planuri. Există o discrepanță. Clujul încearcă să surmonteze, iar România este sub ceea ce înseamnă target european. Avem o popularizare excesivă la Cluj a acestui plan climatic, de la nivelul administrației locale, dar așa cum spuneați mai degrabă, necunoscut în cetate. Și totuși se iasă la televizor, la radio și se spune avem aia, așa, 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 dar noi am prezentat aici cu ajutorul unui profesor un plan într-adevăr axat pe adevăratele ținte pe care ar trebui să le urmărească Clujul pe zona lui extinsă, pe zona lui metropolitană. Și am cerut de două ori o dezbatere publică pe această temă, lucru care n-am zice că ni s-a refuzat, dar ni s-a ocolit. Sigur că avem la îndemână legea și putem să cerem pe lege și propunerea mea și susținerea mea asta este că ar trebui, după întrunirea aceasta, să facem pasul de a cere oficialul dezbatere publică, dar bine pregătită. Să nu pățem ca și cu taxele și impozitele. Când a râs de mine, domn primar, că am fost singur să apăr nemajorarea de taxe și impozite. Da, stăm liniștiți că replica vine de la guvern. O să ducem niște poveri de taxe și impozite, că o să ne vină acru. Și atunci probabil că o să înțeleagă și cei care, au să o că ironia e mai presus decât, că nu e glumă. Timpul vine, mai sunt două, trei luni. Așa încât eu așa aș propune să cerem pe lege o dezbatere publică și să încercăm să o pregătim undeva, nu știu, decembrie e prea aproape, probabil. Și mă opresc aici. Doamna Vrabete, deschideți doar microfonul. Mulțumesc mult. Ca să
fundamentez faptul că intervin în treaba asta, trebuie să vă spun că am predat câțiva ani buni ecologie urbană la Universitatea Tehnică, la Facultatea de Arhitectură. Și lucrurile păreau că se duc într-o direcție. An cu an, în ultimii 15 ani, am fost tot mai mirată de virarea acestei direcții către un scop foarte constrictiv pe toate planurile, practic. România, după cum bine știți, poluează infim. Infim. De ce ar avea aceleași targeturi ca orașe din țări care poluează cu adevărat? Unul la mână. Doi, ce are de a face brânza și ou cu calitatea mediului? Sau ar trebui să aibă de a face constrângere alimentară? Eu spun că nu. Eu susțin că nu. În condițiile în care populația României și a Europei scade vertiginos și în condițiile în care oricum poluarea despre care se face vorbire o fac alții din cu totul altă parte. Și apoi e foarte ciudată asocierea aceasta între măsuri pentru regenerarea calității mediului cu, de exemplu, deprișarea unor piețe, pentru că așa arătau în evul mediu. Sau, deci, toate lucrurile astea care se bat cap în cap, fiecare fundamentate fiind de argumente pompoase, poate că și astea ar trebui luate și pieptănate puțin. 1. 2. Faptul că vezi din aceste ambiții și targeturi pe care mă exprim ca într-o firmă multinațională, aceste targeturi pe care ar trebui cetățeanul clujan să și le asume, sunt convinsă că aproape nimeni nu știe despre ce este vorba. Tot vorbim că vrem mediu, e la modă să spui, da, vreau un mediu de calitate în Cluj, să contribui, să fac, să vrei. Dar bun, hai de la sfârșitul zilei, dacă tu îmi spui că pentru mediul ăla trebuie să promit că până în 2030 nu mai am mașină personală, eu nu am mașină personală, by the way. Să nu mai mănânc ou, să nu mai mănânc brânză, carne, să nu mai mănânc deloc. Deci, să mă deplasez foarte puțin, pe frate, nici pe vremea lui Ceaușescu nu se întâmplau chestiile astea. Nu știu, că, și plus că par foarte puțin a avea în comun ceva cu acest scop nobil. Încă o dată, hai să ne uităm la cine suntem, unde suntem ca țară poluantă, cât de tare poluăm, cât de mult s-a redus populația și cum tot mergem în jos și în jos și în jos, da? Și cine poluează? Păi, poluează alții. E adevărat că de o vreme țara noastră este casă pentru popoare care la ei în țară poluează mult mai mult. Dar încă nu sunt atât de numeroși încât să se justifice niște măsuri. Și oricum, legătura au măsurile astea cu ce mănânc eu și când mănânc, că doar nu fac grătar în apartamentul meu în fiecare zi, nu fac grătar, cu sănătatea mediului. Și, nu știu, ar trebui să fim decenți. Suntem oraș universitar, pentru numele lui Dumnezeu. Dacă nici aici nu există minte, oare unde o fi? Oare unde o fi? Cetățeanul trebuie, în primul rând, să mă scuzați că îmi permit, mai întâi informat. Deci omul trebuie să înțeleagă asupra a ce își dă părerea sau asupra a ce își dă votul, că da sau că nu, sau că se abține. Dar dacă omul nu înțelege și se explică într-un mod, cum bine ați spus, netransparent, adică pot să zic și eu să umflu termenii, să-i arunc, să mă joc cu ei, dar stai un pic, cetățeanul trebuie să înțeleagă cu adevărat ce urmează să se întâmple și la ce se angajează. Nu cred că cineva va fi de acord. Nu cred că cineva cu toate oile acasă va fi de acord, așa cea, domnule profesor, să mă scuzați că... Nici o problemă. Deci eu când am prezentat această abordare, v-am arătat cum arată astăzi viziunea unui oraș verde în toată Europa de Vest. Dacă ei sunt deplasați și au gândit diferit, sau noi suntem deplasați, e o altă chestiune. Problema mediului este mai complexă.
pleacă de la nevoile primare ale individului. Deja mai faci lui problem, îi rezolvi problema de trafic, dacă nu îi rezolvi problemele individului, cele de bază. Și atunci, din aceste motive, în toată Europa, hrana și apa sunt elementele esențiale de înverzire a unui oraș. Ele se pleacă la drum. Și apoi ne referim la trafic și la alte nevoi secundare ale individului. Care toate sunt importante, dar înainte de nevoile secundare ale individului, cele de mobilitate, sunt importante nevoile primare ale individului, cămașa de pe mine importantă, și apoi faptul că mă mișc și cum mă mișc. Și atunci, în această abordare, dacă vrem să facem din Cluj-Napoca un oraș verde în anii care vin, va trebui să ne putem racorda la o viziune care astăzi se întâmplă în toată Europa. Nu este gândirea mea, așa arată Europa de astăzi. Da. Concret. De targeturile astea care și le asumă cele 13 orașe, pentru mine, nu vă spuneați, poate că un alt oraș dintr-o altă țară își asumă că nu mai mănâncă nimic ca să facă bine mediul. Nu știu, nu sunt de acord. Nu, asta era la C40, nu la Net Zero Cities. Nu la Net Zero Cities. Nu, era la C40 și a fost o temă supusă diferitor manipulări în spațiu public. Ok. Acolo, da. Bun. Ne întoarcem la treaba asta. Subscriu cu totul la ce spuneți, dar de asemenea și în același timp aș vrea să fie judecate aceste intervenții sau să fie prezentate publicului aceste intervenții de dezverzire. Și acum am dezverzit cam mult. Ia să mai inverzim pe unde o mai putea. Și să nu zicem că am dezverzit. Nu zicem. În schimb, înverzim și promitem toate investițiile din lume și toate facilitățile ca să înverzim. Ca să nu mai zic de primele aspecte despre care dumneavoastră, făcând această prioritizare, le-ați menționat, că ar trebui să fie luată treaba în mod etapizat, pornind de la importanța nevoilor în raport cu individul și comunitatea. Corect. Domnul Gureanu? Aș dori să nu plecăm de aici cu o imagine care este puțin mai departe de realitate. Pentru că discutăm de Clujul Verde, vreau să precizez un capitol foarte clar în ceea ce se întâmplă la apa potabilă a Clujului. Apa potabilă pe care o luăm din Apuseni este una dintre cele mai bune gustativ, calitativ, combinație de săruri și așa mai departe. Noi am protejat treaba asta printr-un program întreg, deci vreau să spun compania centrală Hidro, un program întreg care a însemnat Barajul de la Mărișelu, Tarnița, Someșu Cal, Gilău 1, Gilău 2, Cluj 1, Cluj 2, Florești. Deci toate barajele și toate centralele care s-au făcut în primul rând pentru ceea ce se numește respectarea apei naturale și apei potabile a Clujului. În istorie, apa potabilă a Clujului a avut ca sursă lacul Gilău, până când cei din comuna Gilău au accesat fonduri europene și și-au adus apa potabilă în casă, dar nu și-au făcut canalizarea. Și toate dejecțiile din Someș, toate dejecțiile au ajuns în Gilău. Stația de filtrare de la Gilău a fost colmatată și am renunțat la sursa Gilău și am trecut la injecția a doua din Someșul Cald. Someșul Cald are însă un dezavantaj natural atunci când plouă la Gârbiciu, pe acel afluent care e nesemnificativ, tot lutul de la Gârbiciu îl regăseați în paharele dumneavoastră de apă. S-a renunțat și s-a trecut la ultima sursă care a fost în sfârșit cea mai protejată, priza din lacul Tarnița. Asta a însemnat că primiți apa direct din lacul Tarnița, care este de cea mai bună calitate și lacul Tarnița încă nu a fost atât de poluat cum am fi dorit noi. De ce? Pentru că în momentul în care s-au făcut toate amenajările astea hidroenergetice, din chiuveta lacurilor s-au scos toate proprietățile. Oamenii au fost împroprietăriți, li s-au dat apartamente, teren și așa mai departe și am scos din chiuveta lacurilor tot ce se numește societate privată. E bine, după 89, treaba asta, împreună cu organele locale și cu notabilitățile Clujului, persoane foarte importante au cumpărat toate parcelele de pe marul lacului care s-au umplut de vile și case de vacanță. Condiția pentru vilele și casele de vacanță de pe marul lacului este ca fiecare să aibă fosă septică, triplu, compartimentată, vidanjabilă. Deci asta este o treabă de igienă. Nu faci murdărie
propria ta apă potabilă. E bine, am cerut o participare a poliției, a jandarmeriei, ca să facă control și să-i pună pe domnii ăștia miliardari să-și facă și ceea ce se numește igienizarea propriilor lor dejecții. Treaba nu s-a încheiat încă și este în curs, așa că aș dori să facem o discuție în următoarele luni pe baza existentului de date referitor numai la ceea ce se numește apa potabilă a Clujului, surse disponibile, perspective și cum ar putea să fie protejată nu numai pentru generația noastră, ci și pentru generațiile următoare. Beneficiem de una dintre cele mai bune ape potabile din punct de vedere calitativ, trebuie să o respectăm. Ei, pentru asta propun o discuție cu toate cluburile, deci cu toți și cu ceilalți colegi de la celelalte asociații din Cluj și neapărat cu notabilitățile Clujului și cu cei interesați. Cei de la APA, deci grupa lui Ciatarâș și compania, știu foarte bine care e treaba asta, pentru că ei sunt primii care dau apă potabilă Clujului. Vă amintesc că în istorie, deci cei care sunteți foarte vechi locuitori a Clujului, cea mai bună apă era din puțurile de apă potabilă de la capătul Clujului, din apa filtrată natural din Albia Someșului, dar alea n-au asigurat apa decât pentru un cartier și s-a terminat. Deci apa potabilă a Clujului vine acum din lacul Măricelu, în lacul Tarnița, în lacul Someșul Cald și așa mai departe. Avem aceste instalații, avem aceste posibilități, nu rămâne decât la turnea noastră să avem grijă de ele și să le protejăm. Mulțumesc! Aș mai adăuga un lucru, dacă îmi permiteți. Scuzați-mă că m-am băgat fără să mă Nu, doar că ne apropiem de finalul timpului. Ar trebui să avem grijă, în spiritul a ceea ce ați spus, ce au spus toți vorbitorii, să ne raportăm și la celelalte categorii de măsuri care se pare că vin. Privind tot așa grija pentru mediu, cum ar fi dezafectarea barajelor. Deci ar trebui să spunem niște lucruri clare. Deci astea nu se dezafectează. Spun. Sau lacul este protejat de următoarele măsuri, legislație locală, care se încadrează în cea națională și așa mai departe. Deci Știți ce spun. Înțeleg foarte bine ce spuneți, dar repet, nu faptul că am sistematizat atât de spectaculos tot ce ține de sistemul hidro din Ardeal, ci faptul că acest lucru s-a făcut ținând cont în primul rând de necesitățile de a păstra apa potabilă. Nenorocirea face că autoritățile locale și persoanele suspuse din Cluj au fost primele care au cumpărat terenuri în chiuveta lacurilor. Acolo unde noi am scos afară și am dat oamenilor toate despăcubirile respective. Ori, dacă noi nu le cerem acestor personalități foarte importante să-și igienizeze propria lor curte, atunci ne batem pumările de vânt. Deci ideea este, încă o dată, ideea este că noi am făcut tot ce se putea din punct de vedere tehnic pentru a preveni și pentru a oferi Clujului această apă care este categoric una dintre cele mai bune calitativ din lume. Nu facem altceva decât să încercăm ca cei care au încălcat legea, au trecut peste bunul simț elementar și peste toate normele de conviețuire și și-au făcut vilele fără să-și igienizeze propriile lor instalații de dejecție. Dar de la cine au cumpărat terenurile? De la țărani? De la țărani, păi, care au fost despăgubiți odată. Deci țăranii au fost odată despăgubiți, păi, dar cu certificatele de proprietate de pe vremea lui. Păi și când i-ați despăgubit, exact. V-ați trecut proprietatea în CF? Electrica vorbesc. Electrica, în momentul când a făcut barajele, a dat în compensare la toți cei din chiuveta lacurilor teren, loc de casă și așa mai departe. Trebuia să se întabuleze tot ce a luat de la țărani. Da, bun. Ei, toată treaba asta este, noi am întabulat chiuveta lacului, minimum și maximum pentru fiecare suprafață de apă și am avut grijă să vă dăm așa cum este. Ceilalți au avut grijă să vină și să, în sfârșit.
noi înseamnă societatea hidroelectrică care a făcut marile baraje în toată țara. Pe baza unui plan național, suntem țara care suntem pe de o parte binecuvântați cu apă de foarte bună calitate și cu cursuri de apă amenajabile, și pe de altă parte ne-am străduit ca apa asta, care este sursa cea mai bună de energie și cea mai ieftină, să o punem la dispoziție. Ei, alții au venit și cu ce au făcut. Alții înseamnă toate personalitățile care au cumpărat de jur împrejurul lacurilor, terenurile și au făcut bine. E un viciu mai grav. Adică s-au găsit și vânzătorii, cei care potentații, și au găsit și vânzătorii de teren, numit Electrica, ceea ce era proprietar și trebuia în instanță să se ducă și să spună: ăsta e plătit și nu aveți cum să mai cumpărați aici. Am greșit, domnul profesor? În momentul în care Electrica a luat aceste terenuri și a făcut oglinzile de apă, pentru ele și-a făcut toate formele de proprietate. Electrica, în mod profilactic, a spus: scoatem gospodăriile din chiuveta lacurilor ca să nu se polueze. Dar Electrica nu poate să se instituie ca și, cum să spun, parte vătămată și să dea în judecată toate notabilitățile Clujului care au vile pe marginea lacului. Trebuia să se ducă în instanță și să-și apere proprietatea. Așa cum am cerut primăriei Cluj-Napoca pentru retrocederile care s-au făcut celor care au plecat. Da. Și acum vine înapoi să le ia din nou. Exact. Deci e același fenomen, doar că e la micro, nu la macro. Legat de ultimul punct, ca să nu e... Trebuie că suntem la golul de aur deja. Ministerul Dezvoltării, a celor care le-am scris, dar care administrează și teritoriul și consiliile locale, le-am trimis un set de propuneri legate de funcționarea consiliilor locale și de cerințe de reglementare suplimentară. Am primit un răspuns, ministrul Beștea ne-a semnat o cerere de răspuns, în care sigur că ne trimite acolo unde are reglementarea bine pusă la punct, punctat destul de exact, dar acolo unde propunerea noastră a venit să uniformizeze și să aplice și să fie rigoare, acolo își recunoaște nevoia. M-am adresat și deputatului de Cluj, Radu Moisil, care, mă rog, în anunțul ce va face dumnealui în sesiunea asta, a zis că se va ocupa de reglementarea consiliilor locale. N-a avut timp să primească propunerea, dar promisiunea ministrului, eu aș conta pe ea și aș zice să fim consecvenți. Partea care merită arătată consilierilor locali și celor care sunt la capăt de mandat, dar și celor care vor intra pe mandatul următor, este legată de cadrul legislativ pe care sunt chemat să-l respecte. Trebuie să spun că aproape jumătate din consilieri nu își fac raportul de activitate și cei care îl fac ca lumea sunt vreo 4, fără să-i nominalizez, dar i-am dat exemplu de țară, pe 2, și majoritatea penelistă nu își face raportul de activitate. UDMR-iștii, USR-ul sunt impecabili la a-și deconta onoarea și cred că lucrul ăsta ar trebui împins generalizat la Cluj, nu-i rău. La Ploiești nu se face de niciun, sau la Dâmbovița. Deci, ideea de a generaliza o responsabilitate administrativă pe un cadru legal existent sau perfectibil, cred că asta ar trebui să urmărim pe viitor. Și ca să închei cu o provocare, uitați-vă, probabil am scris în referatul cu hotărârile de Consiliul Local și am extras acolo unde se vrea majorarea bugetului și s-a aprobat deja cu 33% la refacerea pieții universității. Adică au găsit sursa pe care să plătească pentru banii care i-au dat, pentru ce mai e de făcut. Vă rog să aveți curiozitatea, să cercetați un pic, ca să dăm și un pic cu dragilor
Nu credeți că? Mori. Clujul verde, un minut. Dacă vrem să facem din acest oraș cel mai verde oraș din Europa, ar trebui să scriem acolo sus câteva cuvinte. Cetățenii sunt mai responsabili decât industria, administrația și guvernele în decarbonare. Suntem circa 311.000 de locuitori și avem 115.000 de case. Dacă de mâine am luat hotărârea ca pentru un kilowatt fotovoltaic să nu fie nevoie de nici o autorizare, vom constata că pe un balcon cu lungimea de 4 metri și înălțimea de 1 metru, dacă stimulăm asta prin arhitect, obținem acel kilowatt. Sau printr-un geam de 2x2. Dacă toate astea le dereglementăm și le simplificăm, în același timp, sub o viziune arhitecturală frumoasă, vom constata că vom obține 115 MW. Clujul consumă în jur de 90 de MW. Dacă vrem să mergem pe județul Cluj Verde, prin toate casele care le avem, dacă ne ducem doar pe un kilowatt, facem o dată și jumătate necesarul de energie verde al județului nostru. Lucrurile sunt simple, e nevoie doar de dereglementare. Eu vă spun că am două instalații de 100 de kW, terminate din 19 mai, încă sunt cu ambele blocate, la limita de 20% din cât pot da ele. Nu am crezut că poate fi atâta opoziție în orașul ăsta. De la toate instituțiile, electrica, poliția locală, urbanism, toți se opun. Și aici ai nevoie de un duș rece, să explicăm că totul e foarte ieftin, adică undeva la 2000 de lei. Din cei 115.000 de deținători de case, jumătate au mâine bani, iau un cont pentru kilowattul ăla. Dar lucrurile astea trebuie spuse de cineva și trebuie spuse educațional prin zona universitară. Lucrurile sunt mult, mult mai simple decât... Doamna Dudușan a introdus un referat și cred că l-ați primit toți, o propunere de dezbatere publică pe tema aceasta. Și doar capacitatea de a ne organiza, pentru că nu ne va organiza primăria. Ne va spune organizați-vă voi. Și atunci trebuie o mobilizare. În primul rând, o expunere de motive temeinică, bine argumentate, pe urmă să căutăm pe acei oameni influenceri, cum le zice acum modern, care să ducă mesajul, dar pe de altă parte să chemăm și electrica și pe ceilalți, că au și ei niște argumente. Și sunt argumente tehnice, pare să corecte. Riscăm să dereglăm întregul sistem național. Cu fotovoltaicele noastre. Trecem puțin în Australia. Acolo e luna aprilie, sunt exploziile solare. Săptămâna trecută au avut 110% capacitate fotovoltaică pe țară. Ce au făcut? Au luat apa mării, au făcut-o nori, au dus-o la 300 de kilometri în deșert și au descărcat-o controlat. Astea trebuie să fie preocupările și pasiunile noastre. Noi suntem țara cu cea mai mică pondere din UE a prosumatorilor în unitatea de produs economic. Suntem pe penultimul loc ca prosumator în UE și noi ne batem cu prosumatorii. Ministra Justiției se bate cu prosumatorii, Ministrul Energiei se bate cu prosumatorii, Ministrul Mediului se bate cu prosumatorii, Directorul Electrica Distribuție se bate cu prosumatorii, Șeful ANR se bate cu prosumatorii. Când îi tragi pe toți de ață, toți îți la un singur partid. Președintele și-a asumat față de Steinmeier, față de Cancelarul Germaniei, față de Cancelarul Bavariei, o Românie verde, iar partidul lui
Îs pe contrasens, pentru că băieții deștepți, lăsați de Elena Udrea în acest partid, încă fac jocuri foarte mari și foarte urâte. Și aici societatea civilă trebuie să spună, să spună cu voce tare. Pentru că lucrurile sunt simple, sunt ieftine și accesibile în ziua de azi. Mulțumesc! Din păcate suntem deja la penaltiuri și oricum pe astăzi am convenit că vom solicita o dezbatere publică legat de planul de acțiune climatică. Mai este însă un proiect al primăriei care va cam aduce atingere ultimului patrimoniu arhitectural rămas intact după domnul Mitrea. Sub egida măririi capacității liceului Blaga, primăria dezbate un întreg puz în care au introdus și o formulare foarte periculoasă, și anume arhitecții spun că vor elimina doar vegetația care blochează perspectiva, dar nu se știe ce înseamnă această perspectivă. Și primăria nu este dornică să facă mai mult decât o consultare publică scrisă care se încheie mâine. Și atunci, dacă toată lumea este de acord, să cerem o dezbatere publică pentru ca și locuitorii din zonă și toți cei interesați să aibă șansa să spună punctul de vedere pe viu în fața primăriei. Da, da. Mulțumim, tuturor. Aveți ultimul cuvânt, domnul Meșniță, și aveți onoarea să știți. Ultimul. Deci, eu am luat notă de ceea ce a spus domnul Pop, foarte interesant. O chestie foarte importantă, zic eu, pentru birocrația politicizată din această instituție. Dumneavoastră a spus că unii își prezintă raportul și alții, în paranteză, peneliștii, nu. E bun, și îi lăsăm așa, adică... Bun, normal, adică dacă nu ai ce să raportezi, nu raportezi, că numai te faci de râs. Bun, păi nu asta e ideea. Ideea este, păi oamenii ăștia ați plătiți ca să nu facă nimic sau... Să plătiți din banii mei, de exemplu. Nu știu dacă dumneavoastră contează sau nu că plătiți aici, la cotizați la inactivitatea grupului acesta care ia decizii. Bănesc că ăsta e grupul de forță aici. Ce facem? Ridicăm din numeri și zicem nimic și asta e. Ne-a spus domnul Pop că ăștia nu lucra nimic un an de zile. De fiecare dată. Nu există o lege, nu există o prevedere în care se oblige pe viceprimar, pe nu știu care, să facă raport. V-am trimis răspunsul ministrului de resort, vă rog să-l citiți. L-am citit. Urmăriți ce scrie pe fiecare reglementare. Nu, dar vă întreb pe dumneavoastră direct. Ce facem noi? Deci, noi avem o singură cale. Să monitorizăm și să spunem nu-i bine ce facem. Atât. Luăm act și spunem nu respectăm. Bun, exact așa se scrie și în procesul verbal, vă rog. Deci, Consiliul Civic a luat act de inactivitatea unui grup care nu-și prezintă raportul, îl va monitoriza în continuare și va propune ceva sancțiuni sau... Sancțiunile sunt la latitudinea președintelui de ședință a Consiliului Local. Deci sancțiuni sunt pentru raportul de
pentru declarația de avere și declarația de interese. Acolo sunt sancțiuni. Pentru raportul de activitate, obligația legală este să-l depună anual. Cine nu-l depune, n-are nicio sancțiune. Și aici am cerut suplimentarea reglementării, în sensul că și pentru raportul de muncă, odată să fie un raport structurat, fiecare să raporteze, ca să-l poți compara ce a făcut unul cu ce n-a făcut altul. Și apoi să existe și regimul de sancționare sau de responsabilizare, nu neapărat sancționare. Că poți să-l negi din calitatea de consilier local, dacă nu și-a depus. Acum câțiva ani ați invitat pe doamna Suciu și pe doamna Anastase. Și atunci s-o dat la mine ca și domnul Radu că exact asta am cerut, fiind prezentă la o ședință de consilier la primărie. Și care acolo, exact așa, tu votezi, tu nu, înseamnă până așa. Și doamna Anastase a fost singura care a recunoscut că da, așa se întâmplă. Dar că ei au, înainte de a se prezenta la ședința asta de aici, așa, domnul Pop. Bun, haideți să încheiem. Eu vă mulțumesc că mi-ați făcut observație, dar chiar că n-am înțeles ce vrea domnul să zică. Trebuie să încheiem pentru că au plecat și brancardierii, și arbitrul, și fanioanele și tot. La urmă, un starost de bun zice, nunta noastră acum începe. Ok, la revedere.